atât de amuzant. Oh, stai așa. Alo? Bună, ce mai faci? Normal că vreau. Ura! Cine e? Ken m-a invitat la o întâlnire. Serios? Vești bune? O cină romantică, poate că o să te ceară în căsătorie. Mereu am visat la acest moment. Vreau să arăt impecabil. Machiajul trebuie să fie și el uimitor. Dar, uite, a trecut ceva timp de când nu mi-am mai cumpărat farduri. Aoleu! E un dezastru! Dar nu-ți face griji, Barbie! Cunosc cel mai bun make-up artist din țară! Serios? Ai un așa prieten? Nu mă descurc singură! Cine e? Îl cunoști! Așteaptă puțin, vine! Eu sunt evident, dar am nevoie de asistenta mea, Sue. Mi-am oferit voluntar pentru o altă aventură de artizanat. Pământul către Sue! E urgent! Sam, facem o baie! Ce se întâmplă? Diseară Barbie devine viitoarea doamnă Ken. Nu putem pierde timpul, vreau să arate fabulos și am nevoie disperată de ajutorul tău. Te rog! Oh, ar fi bine să începem atunci. Mai întâi vom avea nevoie de pensule de machiaj. Sună mai bine decât ideea mea. Aveam de gând să o pictez. Acum sună ciudat. Oh, Sammy! Sunt cu doi pași înainte. De aceea formăm o echipă grozavă. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Mă duc să verific. Sfinte plăcinte, ce albastru frumos! Îmi amintește de ocean. Cu siguranță te pricep la cuvinte, Sam. Hai să facem niște peri pentru perie. Vezi? Ți-am spus eu. Relaxează-te și așteaptă rezultatul. Arată destul de bine. Mulțumesc! Vrei idee? Da! Ne trebuie folie de aluminiu. Unde era? Aha! Te-am găsit! Dar părul meu! Ups! Scuze, dragă! E pentru un scop măreț. Sue, poți să o iei. Ai grijă? Wow! Sunt bine! Putem continua! În timp ce Sam se odihnește, mă voi apuca de următorul obiect. E o cremă de față care o face pe Barbie să radieze. Cum crezi că va fi inelul? Par mai entuziasmat ca Barbie de cererea în căsătorie, Sam. Nu știam că-ți plac nunțile. Sunt un slime complicat. Îmi place de Barbie și cine nu adoră o poveste de dragoste bună? Ești un prieten atât de bun, Sammy. Sfântă mozzarella, ce tare! Arată ca niște diamante adevărate. Fii atentă, am mai găsit câteva. Wow! Întotdeauna mi-am dorit un nou look. Acesta e perfect. Ce părere ai? Cred că vei fi cel mai arătos cavaler de onoare. Ok, Barbie, acum te vom transforma. Vei fi fabuloasă. Eu lucrez la corector, iar Sam se ocupă de machiajul lui Barbie. Cum merge treaba acolo, Sam? Minunat, Sue! Această cremă de față e uimitoare! Îmi place mult! Uite! Am testat-o și eu și pielea mea a înghițit-o ca pe un desert. O folosești și tu? Ar trebui să fie pentru Barbie! Ai o zi de spa acolo? O mișcare clasică marca Sam! Trebuie să încerc produsele, Sue! Cum altfel aș putea să știu dacă funcționează? Da, ai dreptate! Și corectorul nostru este gata! Voila! Acum vom avea nevoie de puțină pudră. Va avea o oglindă în interior. Sammy, e timpul să ștergi crema de față. Grăbește-te! Cred că ai dreptate. Trebuie să o șterg. Auci! Să nu exagerezi! Ups, prea târziu! Așa se pare. Wow, chiar radiez! Așa e! Cel puțin crema chiar funcționează. Tu ce faci? Arată-mi ce ai acolo! E o pudră compactă. Uimitor! Dă-mi și mie! Ups, nu am planificat asta. Se pare că am iar nevoie de șervețelele alea. Barbie, vei arăta uimitor! Totul datorită mie. Ești cel mai bun make-up artist, Sammy. Mulțumesc, scumpo, e foarte măgulitor. Mă simt ca a treia roată aici. Să urmăresc acest proces? Uite, ăsta va fi pentru fardul tău de obraz. E
exact ce aveam nevoie, Sil. Hai să colorăm puțin obrajeia. Corector, bifat. Fard de obraz, bifat. Ce lipsește? Cred că e ceva legat de ochi. Aha, Sil! Trebuie să facem un creion de sprâncene. Ei, ce faci? Stai degeaba, hă? Aha, las o baltă, te rog. Uite, putem folosi aceste scobitori pentru a face creioanele. Să folosim vopseaua asta, Sil. Un maro e perfect pentru ochii lui Barbie. Ai dreptate, bună idee, Sammy. E o nuanță atât de drăguță. Uite-le. Ah, mult mai bine. Ia-ți adio de la sprâncenele urâte, Barbie. O să-ți desenez unele la modă. Urâte? Îți arăt eu ceva urât? Vino încoace. Ok, echipa de machiaj a șmecherului Slime Sam. Trebuie să-i evidențiem ochii lui Barbie. Adică, știți voi. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Trebuie să fie mari și luminoși. Să trecem la treabă. Paleta de farduri de ochi ne va ajuta în această misiune. Ceva pentru tine. Are formă și dimensiuni perfecte. Mulțumesc! Îl vom folosi drept capac. Sammy, vreau cele mai tari nuanțe pentru machiajul de la întâlnire. Mă ajuți? Sigur, s-a făcut. Am ajuns la timp. Misiunea noastră e în pericol. Siu, cum merge? E ok, Sammy, am terminat-o. Sunt adevăratul Da Vinci al lumii machiajului. Ești un slime umil, Sam. Mă gândeam că Barbie va avea nevoie de rimel. Hai să-l facem. Oh, ar fi păcat de atâta muncă să nu ai gene lungi. Arăți uimitor, draga mea. Sfinte parmezan, Sammy, arăt ca un clop. Haide, măi, arăți fantastic. Ești cel mai drăguț clovn atunci. Poate mai bine o iei de la capăt, Sammy. Da, a fost doar o încercare de probă. Acum mă voi descurca mai bine. Uite, Barbie, prinde! Uf, acum arăt ca înainte. Ce ușurare! Asta a fost cea mai rapidă demachiere din lume. Să ne întoarcem la crearea rimelului. Eu chiar am nevoie de rimelul ăla ca să-i termin machiajul lui Barbie. Te grăbește, rog. E gata, Sammy. Uite ce tare e. Arată exact ca unul adevărat. Mai am un tub de la realizarea rimelului. Îl putem folosi pentru a face un ruj. A? Ce-ai spus? Vorbește mai tare. A? Uscătorul de păr e pornit. Știi că nu e pornit, nu? Oh, de-aia părul lui Barbie încă ud. Mulțumesc, Sil! Această nuanță de roz completează frumos look-ul lui Barbie. Gata! Ne apropiem de final! A mai rămas o singură chestie. Sil, cred că deja o să aibă un inel Ken. Nu, va fi o sticlă de parfum. Una foarte frumoasă. Când arăți bine, trebuie să miroși bine. Să o facem să miroasă trandafiri. Sunt sigură că o să-i placă lui Barbie. Hai, pune parfumul aici. Să verificăm din nou toate produsele. Da, acum e gata. Mult noroc, Barbie. Arăți cu adevărat uimitor. Ken va fi hipnotizat de frumusețea ta. Vă mulțumesc tuturor. Urați-mi noroc. Iu, a fost intens, dar am terminat la timp. Ne-am descurcat de minune. Oare cum merge? Am emoții pentru ea. Am emoții mai mari decât Barbie. Oh, nu! Ce? Hei, ce-a fost asta? E o scrisoare, Sam, și e pentru noi. Să vedem ce e înăuntru. Ce este, Sil? Spune-mi! Sam, e o invitație la nunta lui Barbie și Ken. Știu cum o să mă îmbrac. Eu cum o să mă îmbrac? Trebuie să găsesc o ținută! Prieteni, abonați-vă la canalul nostru și dați-ne un like! Pa, pa!
Sammy, scutul tău este aproape gata! Uite! Ura! Sil, ești cea mai tare! Dă-mi-l! Vreau să mă joc cu el chiar acum! Voi deveni un viking! Cel mai puternic dintre toți! Ce se întâmplă? Ajutor! Casa mea! Sil, salvează-mă! Nu mai pot! Sfinte parmezan! Ce să fac? Să mă sufle! S-a terminat deja? Oh, nu! Piata mea acasă! Ce mă fac acum? Totul e distrus! Nu o voi restaura niciodată! Nu-ți face griji! Vom face curat aici într-o clipă! Așa e! Să eliminăm mai întâi lucrurile distruse! Acum ne vom ocupa de duș! Barbia noastră trebuie să se împrospăteze! Wow! Îmi place! Auzi? Am o idee genială! Ce anume, Sam? Nu știu ce pune la cale Sammy, dar ceva lipsește aici! Da, scuze, n-am fost atentă! Avem nevoie de capul de duș și de o perdea! Vom atașa capul de duș chiar aici! Sigur, acum e suficient de robust! Acum hai să facem o perdea! Așa! E simplu și arată foarte bine! Hop! Și perdeaua e la locul ei! Arată minunat! Uite așa! Dușul pentru Barbie e gata! Ce zici? Dar unde este apa? Să deschidem robinetul! Și încă o dată! Ce e? Oh, bietul de tine, stai să te ajut! Ai grijă data viitoare când faci asta! Mersi, Suzy! Ha? Ne trebuie cârligul pentru prosoape! Hai să folosim inelul meu pentru a face unul! Așa! Și nu uitați să puneți un prosop moale roz aprins! Dar asta nu e tot! Avem nevoie și de o chiuvetă! Nu e încă gata! Mai trebuie să-i adăugăm un robinet! Și câteva detalii! Chiuveta se pune la locul ei! Vom adăuga și o oglindă drăguță! Siu, ajutor! M-am blocat! Oh, căștile! Putem să le folosim și creația noastră! Hai să le modificăm puțin și să tăiem ce e în plus! Sigur, sunt foarte utile! De aceea le-am adus! Putem face din astea un uscător de păr pentru păpuși mișto! Pentru părul lui Barbie poate fi cam lent! Nici o grijă! Vom pune cablul electric de jucărie și uscătorul nostru de păr va merge bine! Să-l testăm chiar acum! E un alt uragan! Atât de mic, dar atât de puternic! Pot să fac un duș acum? Baia mea arată grozav! Iau eu asta! E plăcut! Poftiți, maestate! Mă simt deja mult mai bine! Să-ți uscăm părul, dar mai întâi îl vom peria cu grijă! Acum e timpul pentru mașina de spălat! Nu ne putem lipsi de ea! Deja seamănă cu cea adevărată! Odată mi s-a stricat mașina de spălat și a trebuit să spăl totul de mână! A fost distractiv, dar nu atât de ușor! Cu această mașină, Barbia noastră își poate spăla hainele murdare imediat! Sio, ia uite! Am făcut recipientul pentru detergent! Mersi, Sammy! Chiar avem nevoie de chestia asta! Mulți detergenți pot încăpea aici! Dar haide să adăugăm câteva detalii! Și gata! Dar Barbie nu are nevoie de detergentul real pentru a-și spăla hainele? Ai dreptate, Sam! Și e deja aici! Am făcut două feluri diferite! Oh, pentru mine? Mulțumesc! E tipul pentru o sesiune de spălare! Ha-ha-ha!
să repar altceva. Am terminat deja aici. Pot să mă ajuți cu sufrageria? Oh, să vedem! Cred că voi avea nevoie de mai multe unelte decât o cheie. Da, casa ta nu arată prea bine încă. Ce-ar fi să... Știu, știu! Putem pune aici un bazin cu bile de plastic. Nu la asta mă gândeam. Bine, atunci hai să facem niște fotolii. Așa da! Le vom face din carton, ca de obicei. Siu, poți să te ocupi de vatelină, te rog? Da, vatelină și bețe de lemn. Vrei să vezi cine va termina primul? Să facem două scaune în același timp? Sună ca o provocare! Cred că o să împrumut niște carton de la tine, Sammy. Nu poți face nimic fără ajutorul meu, nu-i așa? Fără tachinări, te rog! Bun, acum sunt gata să-mi asamblez fotoliul. Oh, ai atât de mult de lucru! Eu trebuie doar să pun pernele în locurile potrivite. Și gata! Magia mea de slime e mereu la îndemână! Am propriile mele trucuri magice. Ce zici, hă? Ce? De acum încolo voi sta lângă tine și îți voi urmări fiecare mișcare. Oh, ce înfricoșător! Prieteni, Sammy poate fi convingător, nu-i așa? Spune ce vrei, dar eu am picioarele pentru fotoliul tău. Stai, Sam, dă-mi-le înapoi. Șmecherul slime Sam nu pierde niciodată lupta. Nu uita asta. Și fotoliul meu e cel mai bun. Chiar așa? Bine, vom reveni acuși cu mai multe modele. Fiți pe fază! Ușorice! Asta din cauza mizeriei! Avem nevoie rapid de un aspirator! Așa e! În orice clipă un slime poate începe să arunce cu lucruri, spunând că așa e el! Acum îl vom colora! Siu, uite ce a adus uraganul aici! Putem să o folosim? Oh, sigur! Ia uite! Acum să asamblăm totul! Și aspiratorul nostru are nevoie de roți! Și un mâner! Această agrafă de birou e perfectă! Ai dreptate! Hai să o modificăm puțin mai întâi! În acest fel, Barbie va putea să tragă aspiratorul prin toate camerele din casă! Aici vine comutatorul! Și am terminat! E timpul să-l testăm! Ce are? Ajutat! Să mă ajute cineva! Stai așa! Acum trebuie să fac un duș! Hei, lume! Vă prezentăm! Boom! O lampă compas! Două compasuri sunt mai bune decât unul, nu? Exact! Să prindem toate picioarele așa! Și acum vom înfige marginile ascuțite în interiorul unui baton de lipici cald colorat, baza din agrafă de birou, o rolă de bandă decorativă și gata! Siu, hai să facem un teren de basket aici! Mai avem atât de mult spațiu gol! Săracul Sammy, de aia nu te joci cu mingea în sufragerie? Ai dreptate, Siu! Atunci voi pune mingea aici! Sau chiar acolo, poate? Siu, nu avem loc pentru ea! Avem nevoie de un dulap și am primit deja materialele! Știu cum să fac o etajeră din batoane de lipici cald! Ia uite! Realizarea unui dulap e foarte ușoară! Trebuie doar să asamblez toate piesele! Și dacă vreți să fiți creativi, faceți ca mine! Îndoiți un bețișor de lipici și faceți o mică tăietură pe arc. Ești sigură că ai făcut o tăietură chiar în mijloc? Da, Sammy, sunt sigură, dar mersi pentru grijă! Acum să tăiem o riglă de lemn în bucăți și să le vopsim în culoarea noastră preferată. După ce vopseaua s-a uscat, putem lipi rafturile pe partea laterală a batonului de lipici. Apoi vom atașa celălalt baton de lipici și raftul e gata de utilizare. Bun! Ce altceva putem face, Sammy? Am o idee! Putem face un tobogan mișto pentru Barbie! Mi-ar plăcea să văd asta! Cred că ar trebui să facem niște scaune noi! Dar de ce? Barbie are deja fotolii! Și cum rămâne cu oaspeții? Cum vor sta și vor mânca prăjituri? Ai spus prăjituri? Atunci mă bag și eu! Vom avea nevoie de o sticlă de lipici goală ca aceasta! Să începem!
Și asta ar trebui să obțineți, o bază pentru scaun. Ești un glumeț, Sammy. Avem nevoie de două de astea. Ups, scuze, prieteni, pe asta o căutam. Hei, Suzy, ce a fost asta? Nu înțeleg. Asta nu trebuia să fie o pătură, este tapiseria scaunelor. Vezi? Ok, dar magia ta a mers prost. De ce mi-a făcut asta? Stai nemișcat. Hop! E doar o bandă dublă adezivă. Bine. Așa că acum putem să o acoperim cu o țesătură. Așa, o să o presez puțin. Ok, tu ai banda ta dublă adezivă, dar eu am ținta. Wow, mișto! Iată încă o piesă cu alte două picioare în formă de creion. Și scaunul e gata. Mersi, Sam! Mersi, Sue! Sunteți prietenii mei adevărați! Casa asta e iar grozavă! Sunteți de acord, prieteni? Atunci dați-ne un like pentru acest episod! Da, Barbie! Nu e mare lucru! Dacă mai ai nevoie de ceva, știi unde să ne găsești! Pa, pa, dragilor! Verdele ăsta e uimitor! Bună, prieteni! Priviți-mi colecția de modă! Am aflat că Sue vrea să devină designer vestimentar! E o profesie super, dar cred că eu o să mă pricep mai bine la făcut haine. Ador să-mi îmbrac păpușile. Hei, hei, ta-dam. Unde-i Samantha? Voiam să ne jucăm împreună. Samantha, unde ești? Hai să ne jucăm. Samantha, ce? Sam! Samantha! E o zi minunată pentru fotbal! Hai să ne jucăm! Sam, ai distrus totul! Mi-a luat o oră să fac astea! Acum sunt toate rupte și mototolite! Of! Upsi! Prieteni, fără fotbal azi! Samantha, colecția ta de modă nu poate fi salvată! Uite, nici scociul meu drăguț nu ajută! Pleacă! Nu vreau să vorbesc cu tine! Pot pleca, sigur, dar permitem să-ți dau un cadou în loc de scuze? Un cadou în loc de scuze? Exact! Alege și nu trebuie să mulțumești! Grozav! Ai decis să sărbătorești că mi-ai distrus colecția cu baloane? Nu! Voiai să o întreci pe Sue cu colecția ei de modă? Ea o face din baloane! Sue are o idee grozavă! Vom vedea care va fi mai bună! Hei, păi și nu mulțumești? Ah, prieteni, am idei grozave de ținute pentru păpuși! Vor fi demne de prezentările celebre de modă! Ai uitat ceva? Ah, la fix! Mersi! Să ne întoarcem la rochie! Cum spuneam, va fi creată pentru defilări de modă! Nu pot! Ce e? Ai văzut vreodată manechine care să poarte baloane? De fapt, e doar o idee de design, o micuță copie a hainei reale. Of, de ce încerc să dau explicații? Ok, trebuie doar să o pun. Așa. Și acum asta. Bun, să trecem banda asta de cauciuc prin piesa asta și pe după cap. Aha, gata. Nu crezi că o să fie prea cald ca modelele tale să poartă baloane? Foarte amuzant! Mai bine vino să vezi rochia asta cool! Serios! Mi-a transpirat capul sub balonul ăsta! Și rochia e super cool! Prieteni, azi o să fac 5 ținute grozave pentru păpuși! Priviți cu atenție! O să fie un sondaj la finalul clipului! Ador sondajele! All the single ladies! All the single ladies! All the single ladies! Now put your hands up! La 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 la! Prieteni, acum o să fac ceva super interesant! O salopetă elegantă! Întâi trebuie să tai balonul așa! Cu grijă! Și acum tai nițel aici! Și obținem panglicile astea două, vedeți? Le tai puțin, încetişor! Aha, bun! Și apoi tai fundul! Gata! Îmi mai trebuie un balon. O să fac un top din el. Văd că încă-ți faci ținutele. Da, de data asta va fi o salopetă. Salopetele nu sunt pentru copilași? Nu, Sam, te înșeli. Nu mă înșel niciodată. Poate-mi faci mie o pălărie din baloane? Nu te încingi în ele? Bine, o să-mi fac.
singur. Și aproape că ne-am îmbrăcat, păpușica. Mai trebuie să aranjez bretelele. Una și două. Arată tare drăguț! Prieteni, dacă vă place salopeta asta mai mult ca rochia, scrieți în comentarii, e foarte important! Un slime drăgălaș merită o astfel de salopetă! Întâi termină de făcut pălăria! Întâi termină de făcut pălăria! Wow, 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 wow! Smeta, uite ce pălărie am făcut! Ha, acum știi sigur că nu ești rivalul meu! Normal! Tu nu faci chestii pentru cap! Încearcă să faci măcar o pălărie! Am o idee mai bună decât pălăria lui Sam! Îmi trebuie baloanele astea. Întâi o să fac pantaloni scurți pentru păpușă. O să le tai aici și aici. Da! E super simplu. Aha. Să-i probăm. Sper să-i vină. Da, îi vin perfect! Grozav! Acum trebuie să fac un top. O să tai balonul așa. Topul ăsta o să aibă un model pe el. Și va fi un top asimetric. O să fie o bretea doar pe un număr. Trebuie să tai deschizătura pentru mână. Un mic triunghi ar trebui să meargă. Arată bine! Grozav! Acum trebuie să o probez. Haide! Da! Oh, Samantha! Văd că ideile tale devin din ce în ce mai creative. Lumea modei n-a mai văzut topuri cu pantaloni scurți de multă vreme. N-am terminat. Mai am nevoie de încă un balon. Uită-te atent acum! Trebuie să fac câteva tăieturi. Aici și acolo, ca să obțin o formă neobișnuită. Nu înțeleg. Trebuie să o pun pe păpușă. Așa vei vedea. Gata, e o fustă drăguță. Hainele astea nu par prea comode. Nu trebuie să fie comode, trebuie să fie frumoase. Designerii ăștia vestimentari sunt super ciudați. Următoarea mea ținută necesită două baloane. Pe astea o să fac un top din cel galben. Trebuie să tai sus și jos. Și trebuie să fac două deschizături pentru mâini de data asta. Iar mici triunghiuri. Gata! Și acum îl trag pe păpușă cu grijă. Uf! Nu e așa de simplu precum pare. Aproape. Un rând de aplauze, lume! Gata! Hai să facem o fustă din balonul ăsta drăguț. O să aibă două straturi. Fac partea albă ca să fie primul strat. Să o punem pe păpușă. Sam, nu vrei să mă ajuți? Nu, dar când o să devii un designer vestimentar faimos, să-mi dai un e-mail. Atunci o să-i spun lui Sue că tu mi-ai dat ideea ei cu baloanele. Cu nimic, aproape am terminat. Uitați ce fustă grozavă am făcut. Hai să ne întrebăm urmăritorii, bine? Dacă vi se pare grozavă fusta asta, scrieți în comentarii. Și ultimul meu design va fi o rochiță de seară. Dar n-a inventat-o Coco Chanel deja? Ea a inventat o mică rochiță neagră. Iar rochia mea poate fi de orice culoare. De exemplu, movul ăsta strălucitor. Nu e același lucru? Lumea modei e despre detalii, Sam. Hai să probăm rochia pe păpușa noastră. Doar un balon și uite ce rochie superbă a ieșit. Ha, designul vestimentar nu pare dificil. Cred că ar trebui să încerc și eu. Ținute pentru păpuși. Mie mi-a plăcut cel mai mult salopeta. Vouă care model v-a plăcut cel mai tare? Scrieți-ne mai jos în comentarii. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Pe curând, pa, pa!
pot să cred! În sfârșit vacanță! Abia aștept petrecerea de pe plajă! Dar de ce nu e nicio oglindă în cameră? Oh, trebuie să am una în geanta mea! Oh, nu! Mi-am uitat toate produsele de machiaj! Palmieri, soare și liniște! Wow! Ha? Ce s-a întâmplat? Barbie, de ce plângi? Petrecere, fără machiaj, am uitat! Am înțeles! Ei bine, nu-ți face griji! Hei, Sue! Suzy, unde ești? Putem să o ajutăm pe draga noastră Barbie cu produsele de înfrumusețare? Desigur! Nu-ți face griji, Barbie! Sigur vei ajunge la petrecere! Vezi? Gata cu lacrimile! Ok, pentru a face o oglindă luxoasă avem nevoie de lut. Știu, neașteptat, nu? Stați să termin! Întâi o să întind bine această bucată de lut roz. De asemenea, baza pentru chiuvetă va fi făcută dintr-un material neobișnuit. Stai o secundă! Trebuia să fie chiar aici! Haide, Barbie! Asta e ultima piesă! Și fortul nostru e gata! Ce? Un fort? Prieteni, ați putea să mă ajutați cu proiectul, știți? Despre tine vorbesc, Semi! Ups, scuze, m-am lăsat dus de val un pic! Bine, nu sunt supărată! În plus, am o idee despre cum am putea folosi fortul vostru pentru proiectul nostru! Pur și simplu îl vom înfășura astfel în lut! Și ar fi mai bine să facem lutul să se lipească foarte bine! Știu că nu e mult, dar asta e tot ce am reușit să creez până acum! E grozav! Fix ce aveam nevoie! Lasă-mă să ronțăi ceva și vom continua! Nu e bine să muncești cu stomacul gol! He-ei! Îmi pare rău, Semi, dar literalmente mâncai din chiuvetă! Dă-mi înapoi, soțul ăla! Stai! Ai spus chiuvetă? Atunci îmi pare rău pentru asta! Pentru ca machiajul să se aplice uniform, fața ta trebuie să fie curată! Din fericire, vom avea apă! Și ușile pentru dulap! Va fi foarte spațios pentru a depozita toate produsele de înfrumusețare! Mă întreb ce face Sam acolo în spate? Hai, Semi, posează! Privire admirative, faimă, paparazzi! Vai, ai fi un model grozav! Dar mai bine să terminăm de făcut oglinda pe care Barbie și-a dorit-o cu atâta disperare! Am nevoie de mai mult lut aici! Suntem aproape gata! Oh, Semi, ai adus ștrasuri pentru oglindă? Nu, sunt pentru mine! Săptămâna modei nu poate aștepta! Hei, vreau să fiu model! Poți deveni orice îți dorești, Semi! Și nu ai nevoie de ștrasuri pentru a străluci! Ei bine, îmi place cum ai citit oglinda noastră! Ce zici, Barbie? Îți place? Nu poate fi adevărat! Mi-am uitat și uscătorul de păr și pieptenele! Nu îți face griji, totul e bine gândit! Am mult lut cu uscare la aer! Și putem face cu ușurință tot ce avem nevoie! Ai încredere în mine! Chiar și un uscător de păr! Să nu uităm de detaliile necesare pentru ca uscătorul de păr să funcționeze bine! Poftim! Acum coafiura ta va fi perfectă! Nu fără un pieptene potrivit! Ai noroc că mă ocup eu de asta! Hai! Privește aici! Mulțumesc, Semi! Mai am de făcut doar dinții pieptenelui! Iată! Sfântă mozzarella! Acum am reușit să mă murdăresc atât de tare! Acum e bine să mă curăț! Ce bine că mi-ai reamintit! Iată săpunul! Bună treabă, Sue! Și chiar la timp! Oh, acea prospețime revigorantă! Stai, de ce mă mănâncă peste tot? Săpunul tău nu m-a ajutat, Sue! Cred că știu ce se întâmplă aici! Pielea ta probabil e prea uscată, Semi! Trebuie doar să fie hidratată! Uite așa! Wow, a dispărut! Mulțumesc! Am făcut un proiect cu adevărat revigorant și cool! Capse! Capse gratuite! Are cineva nevoie de capse? Le iau eu! De fapt, nu vom avea nevoie de capse, ci doar de ambalaj! Asta va fi o cutie de înfrumusețare pentru călătorii. Trebuie doar să-i dăm forma potrivită.
Ei bine, te-am înțeles corect, Suzy? Ai făcut-o! Cutia noastră va cuprinde foarte multe produse de machiaj. Deci, iată compartimentul 1. Și ăsta va fi compartimentul numărul 2. Și 3. Cum putem face ca totul să stea la un loc? Nu pentru asta ai mereu lipici de rezervă? Exact! Am uitat complet de asta! Ești un geniu, Sammy! Oh, ce flatant! Eu continuă să mă lauzi! Barbie, ce părere ai? Crezi că e suficient pentru tine? Pot să încep să colorez? Stai! Să adăugăm încă un sertar sus, bine? L-am făcut deja! Uite-l aici! Oh, ce idee bună! Acum putem fixa o oglindă pe capac astfel încât să fie mereu la îndemână. Acum putem începe colorarea. Dar, pentru ca să arate cu adevărat strălucitor, avem nevoie mai întâi de niște alb. Deci, Barbie, ce culoare vrei să-ți fac cutia de înfrumusețare? Le-am pe toate aici. Ei bine, cu excepția rozului. Ce? Dar roz e culoarea mea preferată! De ce merge totul prost astăzi? Nu te panica! Sam are totul sub control! Ia asta, Sue, și continuă! Barbie, așteaptă! În regulă! Oh, prețioasa mea! De acum înainte vom fi mereu împreună! Scuzați-mă! Ea chiar iubește rozul! Wow! Oh, Sammy, fii atent! Ești și tu roz, știi? Acum să începem să ne umplem cutia de înfrumusețare. Sertarul de sus se potrivește perfect pentru paleta de farduri. Dar se pare că nu mai am hârtie gumată strălucitoare. Da, îmi pare rău pentru asta. Testam noul meu perforator și... ei bine... E fix ce avem nevoie pentru proiectul nostru. Pe bune? Atunci ar trebui să vezi machiajul. Nu e inspirațional? De fapt, chiar e. Acum știu ce culori să aleg pentru fardurile de ochi. O să încep cu albastru și apoi o să fac toate culorile curcubeului. Arată bine, dar cum le va aplica Barbie? Ai uitat de pensulă? Nu, nu am uitat. O voi face dintr-o bucată de pai de plastic. Am și pensula asta mare. Sunt sigură că nu va conta dacă luăm câțiva pe el. Acum, vom pune totul la un loc cu ajutorul lipiciului nostru de încredere. Hai să o facem și pe ea să arate frumos. La urma urmei, e pensula de machiaj a lui Barbie. Uite așa! Știi, cred că ne lipsește ceva aici. De ce nu facem și fardurile de ochi cu sclipici? Mai întâi vom crea o paletă. Sau mai bine spus, două palete. Cel puțin 4 nuanțe trebuie să încap aici. Sper că Barbie va aprecia alegerea mea de culori. Oh, Sammy, forma asta e perfectă pentru unghiile mele. Mă bucur să aud asta, pentru că am rămas fără ojă, știi tu? Ce? Oh, nu! Nu-ți face griji, tocmai urma să fac câteva. Uite! Ahem, Suzy, astea sunt doar bețe din lemn pentru frigărui. Nu pentru mult timp, privește aici. Acum vom tăia excesul și fixăm mărgelele cu puțin lipici fierbinte. Ce-ar fi să vopsim totul în culorile tale preferate, Barbie? Ei bine, suntem aproape gata! Sunt frumoase, nu-i așa? Acum înțeleg ce ai vrut să spui! Hai, lasă-mă să te ajut! Perfect! Sunt atât de frumoase și strălucitoare! Chiar sunt puțin gelos! Oh, am uitat complet de ruj! Grăbește-te, Siu! Altfel nu vom ajunge înainte să înceapă petrecerea pe plajă! Oh, ai dreptate! Trebuie să ne grăbim! Sugerez nuanța asta de coral de tipidaba! E la modă! Ești sigur? Pentru că eu nu am auzit de asta! Deși arată foarte frumos! Ojele și rujurile noastre vor fi depozitate aici în sertarul de jos! Totul trebuie să se potrivească perfect aici! Și, desigur, aici stă oglinda! Fă loc, Suzy! Vreau să dau strălucire și lux peste tot! Ce idee bună, Sammy! Hai pe aici! Și fără să tragi cu ochiul! Cu atenție! Acum poți să te uiți! Oh, mulțumesc, prieteni! E uimitor! Thank you.
începem să ne pregătim pentru petrecere? Sigur, coafiura e prima. Acum să ne ocupăm de pielea ta. Crema asta miroase atât de bine. Și știu ce culoare de fard va fi perfectă pentru o petrecere pe plajă. Doar dă-mi o secundă. Voi găsi o nuanță perfectă pentru buzele tale și apoi o să te uiți, bine? Iată! Nu uitați de unghii, fetelor! Aha, această culoare îți vine foarte bine! Wow, arăt minunat! Mulțumesc din nou, prieteni! Trebuie să plec! Cred că am făcut o treabă grozavă astăzi! De acord, am reușit un proiect frumos, iar prietena noastră Barbie e fericită! Și voi, prieteni, nu uitați să vă abonați și să ne dați un like! Pa! Prieteni, calmați-vă! Sunt singură aici! Și ce-i cu adunarea asta? E destul de evident! Avem aici o mireasă fugară, o domnișoară la nanghie și un muzician sărac! Și? Siu, e scenariul tipic! Toți își caută o nouă casă! Ok, ar trebui să o construim sau poate să o creăm cu magie! Stai, pot să-i primesc în camera mea! Trebuie doar să facem niște mobilier mic și drăguț! Ești susținătorul celor umiliți și insultați! Îmi place asta la tine! Păi, hai să mergem! Bună treabă, Sammy! Avem totul pregătit pentru prima piesă de mobilier! Mersi! Prietenii, curând veți putea sta pe noua voastră canapea! Ok, atunci voi acoperi baza cu lipici! Unde mi-e pensula? Ai pierdut asta, protectorule? Da, mersi! Acum sunt Sam protectorul! Brr, nu am timp pentru asta! Să începem! Poftim, domnule obraji roșii! Vrei să te ajut? Sigur! Iau altă pensulă și hai să începem! Acum trebuie să împingem partea cu lipici spre vatelină. Pip-pip! Mai mult lipici pe margini! Uite așa! Sammy, ești plin de energie azi! Ok, apoi vom acoperi totul cu vatelina. Știți deja ce urmează? Repetați! Și iată! Prima piesă a canapelei este toată înfășurată! O nouă lume, o nouă perspectivă fantastică! Nimeni care să ne spună nu sau... sau să mă ajute, te rog! Prințesele sunt așa grele! Sammy, nu te copleși singur și mulțumesc că ai terminat cealaltă piesă! Prieteni, hei, prieteni! Ar trebui să ne jucăm de a vața sponțele mai târziu! Te-am găsit! Acum putem face o tapiserie! Înfășurați ca și cum ar fi un dar prețios, prieteni! Uite așa! Sfântă mozzarella! Nu intră acolo! Ei bine, ajutoarele s-au dus în direcția greșită! Putem supraviețui fără ei o perioadă, nu-i așa? Da, știu, dar când vei face celelalte părți, hă? Bum! Acum vom face... Stai! Asta nu a mers bine! Prieteni, aduceți-le! Hai, hai! Grele lucruri! Bine, să mergem! Mulțumim de ajutor, oameni buni! Stai, stai, nu pleca nicăieri! Fete și băieți, luați un loc! Hei, nu vă grăbiți și nu împingeți! Oh, cu mine cum rămâne? Oh, bietul Ken, îți vom face un scaun nou la modă! Oh, o să fie mai bun decât canapeaua asta? Vrem și noi un scaun! Susan, doar pe astea le-am găsit într-un timp atât de scurt! Ce altceva mai avem? O sticlă goală de lipici o să fie de ajutor! Să începem! Și iată ce ar trebui să obțineți! O bază pentru scaun! Hop! Scuturăm puțin și acum avem două! La 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 la! Cântați și voi, fetelor! Ups! Scuze, oameni buni, asta căutam! Hei, Susie! Care-i faza? Nu înțeleg! Nu trebuia să fie o pătură! E tapiseria scaunelor! Vezi? Ok, dar magia ta nu a mers bine! De ce s-a lipit de mine? Stai nemișcat! Pac! E o bandă dublu adezivă! Acum o putem acoperi cu niște material! Astfel, apasă puțin! Vezi? Ok, tu ai magie, dar eu am țintă!
Wow, se potrivește perfect! Ce părere aveți, prieteni? Vă place? Woohoo! Bravo, Sammy! Ești așa cool! Iată o altă piesă cu încă două picioare creion și scaunul este gata! Oglindă, oglinjoară din mâna mea! Ce altceva vom mai avea? Vreți aflați? Rămâneți cu noi! Oh, cred că părul meu e total răvășit! Ei bine... Hei, nu trebuie să-mi spui adevărul! Fetelor, fetelor, nu vă certați! Voi fi eu, oglinda mântuara! O să stai așa pentru totdeauna? Nici gând! Hai să facem un birou drăguț! Plecați, plecați! Nu avem nevoie de balamale aici! Lucrezi cu o cutie din lemn? Grozav! O să-ți arăt ceva! Bine! Prieteni, nu săriți peste acest pas! Ai nevoie de ajutorul meu, Sammy? Vin! Oh, nu! Păpușile mi-au furat cel mai bun prieten! Ah, ce-ar trebui să fac? Wow! Poate mă descurc mai bine fără el! Prieten, ce părere aveți? Nu te grăbi! Doar șlefuiam cutia, Sue! Nimic mai mult! Vezi și singură? Glumeam! Și uite, a mers! Ești aici și putem începe să lucrăm la birou! Așa mai merge! Bună treabă, Susan! Așa! Suzy, noul meu coleg de cameră vrea și el să ajute! Cum vreți voi, prieteni? Se pare că avem un nou Roger aici! Mă ocup eu de tot! Treacă de lângă mine! Rex, șezi, șezi! Bun băiat! Fiu, să îmblânzești un monstru nu e ușor! Te-ai descurcat bine! Iar acum avem o mulțime de comori pentru birou! Cred că vom avea nevoie de mai multe compartimente! Pentru a pune totul... Mult mai bine! Nu poți avea niciodată destule sertare, nu-i așa? Prieteni, ați vrea să aveți un astfel de birou? Dați-ne un like dacă vă place! Wow, priviți! Oglinda e deja aici! Ah, în sfârșit îmi pot aranja cu afiura! Hei, nu pinge! Hei, prieteni! Ce spuneți de o petrecere de inaugurare a casei, hă? Haide, Sammy, nu putem începe petrecerea fără scaune pentru oaspeți! Ai dreptate! Le vom face din carton, ca întotdeauna! Siu, poți să te ocupi de vateline, te rog? Da, vateline și bețe din lemn și putem încerca să creăm design-uri individuale! Facem două scaune în același timp? Mie îmi sună bine! Cred că o să împrumut niște carton de la tine, Sammy. Ți-am spus eu, poftim! Nu mă tachina, te rog! Bine, acum putem asambla scaunul. Așa multă muncă! Tot ce trebuie să fac este să pun Turner în toate locurile potrivite. Și e gata! Cum ți se pare? Și eu am trucurile mele magice, vezi? Ce? De acum înainte voi sta lângă tine și îți voi urmări fiecare mișcare! Ce înfricoșător! Prieteni, Sammy e foarte persuasiv, nu-i așa? Poți să spui ce vrei, dar eu am picioarele pentru scaunul tău! Stai, Sam, dă-le înapoi! Șmecherul slime, Sam, nu pierde niciodată! Nu uita asta și scaunul meu e cel mai tare! Era cumva o întrecere? Prieteni, ne vom întoarce cu mai multe designuri. Rămâneți cu noi! Ați văzut asta? Tot eu sunt! Foarte cool, nu-i așa, fetelor? Woohoo! Sammy, mai arată-ne! Da! Vreți să vedeți o demonstrație live? Prieteni, vă prezentăm... Boom! O lampă compas! O lampă făcută dintr-un compas? Serios? Pare cool! Două compasuri sunt mai bune decât unul, nu-i așa? Sigur că da! Să punem toate picioarele împreună așa! Iar apoi vom băga vârfurile ascuțite în niște bucăți de lipici fierbinte colorat! Arată grozav! Ce? Hei, domnule! Du-te și filmează TikTok-uri în altă parte! O bază din agrafe de hârtie și o rolă de bandă decorativă și... lampa e gata! Domnule Slime, cum rămâne cu lucrurile mele? Nu găsesc un loc pentru ele! Și colecția mea muzicală! Pot să o pun pe raftul tău? Sfântă mozzarella! De ce vă grăbiți așa? Domnule Slime, stai, stai! Wow, wow! Ok, deja am pregătit materialele pentru dulap! Iar eu plănuiesc să fac un raft din bețe de lipici fierbinte! Prieteni, să faceți un dulap e foarte ușor! Trebuie doar să asamblați toate piesele!
Și dacă vreți să fiți creativ, luați-vă după mine. Îndoiți un băț de lipit și faceți o tăietură ușoară în zona arcuită. Ești sigură că face tăietură chiar în mijloc? Fii atent la proiectul tău și nu lua părți esențiale din al meu. Hei, de ce râdeți? Nu-i amuzant? Ar trebui să tăiem rigla din lemn în bucăți. Pac! Iar apoi vopsim bucățile în culoarea noastră preferată. Ești sigură că te descurci fără mine? Sigur, Sammy, dar mersi că mă susții, ești cel mai bun prieten al meu. După ce se usucă vopseaua, vom lipi rafturile pe o parte. Apoi vom fixa celălalt băț de lipici, iar raftul este gata să fie folosit. Uite așa! Arată grozav! Dar al meu e mai tare oricum! Și tu ce zici, Barbie? Am așa multe lucruri cu care să-l umplu! Dă mai tare! Să dăm o petrecere! Ce ritm! Wow, ce marfă a fost petrecerea! Unde-i toată lumea? Voiam să le arăt un nou proiect! Nu, până nu vă împrospătați puțin cu toții! Avem nevoie de un duș! Să începem cu capul de duș! Luăm un dozator de lipici și niște lut și facem câteva astfel de găuri! Eu te supăr dacă folosesc una dintre pensulele tale cu burete? Chiar am nevoie de ea acum! Nu mă supăr! Ne arăți rezultatul final? Doar dacă termin dușul mai întâi! Floare la ureche! În plus, e deja gata! Vom adăuga câteva lucruri practice! Pac! Și o perdea de duș, desigur! Ia prima, ia prima! Hei, ai grijă! Suzy, ai uitat cât de alunecoase pot fi dușurile? Rezolv eu! Uite, acum pot face duș în siguranță! Uii, mersi! Acum e mult mai bine! Sammy, ai reușit! Taburetul ăsta arată grozav! Unde ar trebui să-l punem? E timpul să ne odihnim! Prieteni, bucurați-vă de rezultat și eu trag un mic pui de somn! Sunt toate pentru noi? Păpuși Barbie, priviți! Iubesc noua noastră casă! Gazdele sunt așa atente și drăguțe! Da, ai dreptate! Mă bucur că putem sta aici! Șmecherul Slime Sam, ești o mică nestemată! Vom fi prieteni pentru totdeauna! Păpușile Barbie și Ken vă mulțumesc! De ce e așa obositor să fii gazdă? O să mai dorm vreodată buștean! Scuze, încheiem aici seara. Prieteni, dați-ne un like dacă vă plac proiectele noastre cu păpuși Barbie. Grăbește-te, vreau să cunosc unicornii din visele mele. Pa, prieteni. Pa, pa. Salutare, prieteni. Fac ceva important aici. Proiectez o nouă casă. Și ce face Siu între timp? Face o nouă casă cool în miniatură! Miau, miau! Ah, bună, dragilor! Suzy, spune-ne ce fel de casă faci azi! Oh, n-am mai făcut o astfel de casă până acum! E o casă cu mansardă și cu grădină pe acoperiș! O grădină adevărată? Wow! Da, o să fie multe plante în casa asta! Că trebuie să mă reprofilez ca grădinar!
Așa crezi? Cum altfel aș putea să am grijă de noua noastră grădină? Dar, Sammy, grădina asta o să fie făcută? Cu dragoste și mare pricepere din partea lui Slime Sam! Nu asta urma să spun, dar... Mai bine încep să-mi dai sarcini în loc de argumente, Suzy! De exemplu, ce fel de mobilă vom avea? În primul rând, o etajeră mare și potrivită pentru diverse obiecte mici. Am înțeles, Suzy! Aduc acum diverse obiecte mici pentru etajeră! Prieteni, vă amintiți clipurile noastre anterioare cu mini-case? Dacă nu le-ați văzut, ar trebui să o faceți după ce terminați pe asta. Și dacă le-ați văzut, dați-ne un like și scrieți-ne care casă v-a plăcut cel mai mult! Etajera e gata! Hai să o punem la locul ei! Pare incompletă fără obiecte! Corect! Hai să rezolvăm treaba asta! Am încercat să-mi dau seama cine ar putea fi proprietarul acestei case! Eh, printre alte chestii, ea e pasionată de fotografie! Ea? Casa asta îi aparține unei doamne simpatice? Da, numele ei e Dora! Și iubește pisicile! Și multe alte lucruri! Mesele elegante, de exemplu! Exact, Sammy! Ai făcut o masă adorabilă! Este pentru o plantă! Să mă apuc de fotoliu? Nu te grăbi, Sam! Mai avem multe de făcut până la fotoliu! O să fie o singură lustră în casă! Asta modernă! Pac! Nu-i rea? Ar trebui să prindem lustra? De tavan! În cazul nostru, tavanul de sticlă e și acoperișul! Cool, nu-i așa? Da, n-am mai locuit într-o casă cu un acoperiș de sticlă, dar sunt sigură că e super cool! Da, sunt curioasă ce senzație îți dă! Hai să întrebăm pe Dora după ce locuiești aici o vreme! Dora? S-a făcut! Hai să ascundem firele sub podea, ca să nu ne stea în cale! Aveți grijă cu firele, dragilor! Chiar! Mai avem de lucrat la colțul ăsta! O să fie un pervaz drăguț și spațios! O să fie decorat chiar și pe afară! Aha! Fiecare detaliu de aici o capodoperă! Sunteți de acord, prieteni? Vai, perna asta de la geam e adorabilă! Ok! Pot să încep să fac fotoliul? Bine, fă-l dacă ești așa dornic! În timp ce eu termin copacul ăsta minunat! Am făcut trunchiul din sârme răsucite! Acum hai să facem copacul ăsta să pară și mai real! Dragilor, voi ați plantat vreodată un copac? Spuneți-mi în comentarii! Punem și frunzele, desigur! Acesta este motoul Dorei pe o plăcuță drăguță! Vă place? Chiar îmi place fotoliul ăsta, dar m-am încurcat! Siu, mă poți ajuta cu el? Siu, tu ai făcut copacul fără mine? Sammy, o să mai fie multă verdeață în casa asta? Poți să încep să o faci! Da? Bine! Vai, ce fotoliu adorabil! Cred că e așa plăcut să te cuibărești în el și să citești o carte! Dragilor, vă place să citiți? Care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Am pus un covor aici pentru un plus de confort! Și ăsta e fotoliul nostru! Ai dreptate, Suzy! Sunt multe plante și alte decorațiuni! Grozav! Hai să le aranjăm în cameră! Uite plantele pentru acoperiș! Hei, stai! Ce s-a întâmplat? N-am pregătit acoperișul pentru plante! O să fie cea mai drăguță grădinuță de pe acoperiș! Am și eu chef de grădinărit acum! Așa de moale! Lângă grădină vom face o terasă pe acoperiș! Pentru momente de liniște! Ah, dragilor! O să vă arăt cum să faceți o portiță din sârmă!
Nu trebuie să securizăm grădina, dar portița o să o facă mai primitoare. Deci poți aduc în sfârșit plantele? Am avut mare grijă de ele! Da, adu-le! Am terminat! Uite, verdeața! Cred că ai uitat o plantă, Sammy. Stai liniștit, mă ocup eu de ea. Susie, dar e un cactus! Și ce? Păi, înțeapă! Nu, Sammy, cactusul ăsta nu înțeapă, crede-mă! Ai uitat că există cactus decorativ care nu înțeapă? E greu să uit, dragă Susie, dar mi-am amintit prea târziu. Ah, hai să mai punem niște flori! Ce frumos! Ne trebuie o băncuță confortabilă pentru terasă. N-ar trebui să fie și frumoasă? Lasă-mă pe mine să o colorez! Nu sunt sigură! Susie! Glumeam! Normal că pot să iei! Ne trebuie și... Ta-dam! O masă! Exact! Hai să facem o bază pentru terasă. Balustrada e obligatorie pentru acoperiș, să ne asigurăm că nu cade nimeni. Se potrivește perfect! Vai! Pun și aici un covoraș confortabil. Uite banca! Perfect, Sammy! Fix la timp! Cred că Dora noastră o să petreacă mult timp aici. Așa că hai să-i pregătim niște băuturi răcoritoare. Al doilea pahar e pentru mine? Păi, dacă te invită! Bun, ce altceva? Trebuie să facem scara și obiectele pentru pisică. De data asta tu te ocupi de scară. Nu pot să cred că Sam a lăsat pe mine să fac scara! Vă amintiți că Sam e maestrul scărilor? Se pare că trebuie să mă străduiesc să-mi arăt priceperea, mai ales pentru că scara e așa frumoasă și neobișnuită! Voi ce fel de scări aveți acasă? Scrieți-ne în comentarii! Ăsta e locul pentru scara noastră! Un alt detaliu important e balustrada! Chiar și scara noastră o să fie verde, adică de la plante! Superb! Uite livrarea pentru pisică! Oh, Sammy, ce pat adorabil! Exact ca lui Pufoșel! Poftim, pisicuță! Fă-te comodă! Sper că asta nu e ultima noastră casă! Sigur că nu, Sammy! Prieteni, abonați-vă la canalul nostru ca să nu ratați noile clipuri cu mini-case! Și dați-ne un like dacă v-a plăcut ce-am făcut azi! Pa, pa!
Bună, prieteni! Astăzi vom face mini-rechizite școlare. Hai să ne apucăm de treabă! Livrare specială pentru Sue! Susan! Se pare că asta e pentru tine! Oh, mă întreb ce-o fi! Pare ceva interesant! O să o deschid sau ce? Sigur, stai o clipă! Pentru a deschide cutia misterioasă, o să am nevoie de un cutter. Și vreau să-l fac în forma legumei mele preferate. Ghiciți care este? Desigur, este un morcov! Acum hai să-l decupăm! Și asta am obținut! Avem nevoie și de o piesă ca asta! Eu, îți place noua mea cravată? Ai grijă, Sammy! Știu că este doar o lamă de hârtie, dar totuși... E palpitant! Zici că e ziua mea de naștere! A zis cineva zi de naștere? Să petrecem! Nu, Sam, doar voi deschide cutia! Chiar mă întreb ce e înăuntru! Oh, wow! Uite, e o mască de protecție! Și pot să-ți arăt cum să faci una! Mai întâi să luăm masca de dimensiuni obișnuite! Stai! A purtat-o cineva înainte? E o poveste lungă, Sue! Rag a mâncat din nou usturoi! Fiu! Ăsta este mirosul! Eh, măcar o să fie ferit de vampiri! Masca noastră are nevoie de niște elastice de cauciuc. Nu vrei să-ți cadă brusc de pe față, așa că un pic de magie și gata! Ai nevoie de o mască în locuri aglomerate, la școală, dar și de un caiet în care să scrii. O să avem nevoie de multe pagini pentru a face unul. Să ne grăbim! Așa da! Acum voi împături hârtia. Urmăriți cu atenție! E destul de simplu, nu? I-am spus lui Roger despre vampiri. A fost atât de speriat încât mi-a aruncat un cățel de usturoi. Ok, gata cu glumele pe seama lui Roger. De ce nu mă ajuți? Avem atât de multe de făcut astăzi. Presupun că aș putea să-mi îmbunătățesc tehnica de origami. Așa te vreau, Sam. Va dura ceva timp totuși. Mă întorc imediat, Sue. Și eu mă voi ocupa de copertă. Acum putem lipi totul la un loc. Hei, Sammy! Ce faci tu acolo? Îți ofer sprijin moral. Se pune că te ajut. Și tu ce faci, Susan? Ultimele rătușuri ale acestui mic caiet. O să arate și mai bine așa. Și vreau să-l închid bine pentru a păstra notițele în siguranță. Să nu uităm de decorațiunile drăguțe. Eu sunt, îmi place, Sue, dar mai avem multe de făcut, așa că nu mai pierde timpul. Oh, un clipboard! Acesta va fi util! Această piesă e un început bun, dar lipsește ceva. Ah, știu, o bucată de hârtie! Nu orice hârtie, ci hârtie roz! Sam, sunt ocupată! Ne trebuie o foaie pentru scris și o clemă pentru a o ține. Gata, a fost destul de ușor. Tu mergi aici. Oh, uite, este un tocător. Mereu folosim o astfel de placă pentru proiecte. Încă o linie și e gata. Arată-mi, arată-mi rezultatul. Wow, ai făcut-o excelent. Oh, ce e asta? Așteaptă, nu am terminat de desfăcut cutia. Unde a pus-o? Ah, am găsit-o. Avem carnețele și un clipboard, dar vom avea nevoie și de ceva pentru scris, nu-i așa? Ah, aceste marcăre colorate sunt tare drăguțe! Vreau să testez unul! Apropo, prieteni, vă pot arăta cum să faceți aceste marcăre. Vreți să vedeți? În sfârșit! Credeam că nu mai întrebi! Apropiați-vă de ecranele voastre! Voi începe cu markerul roz. Eu nu vreau să o fac pe istețul, dar trebuie să indicăm cumva numele culorii. Bună idee, Sammy! Hai să începem! Și am terminat! Nu crezi că îi lipsește ceva acelui marker roz? Ha? La ce te referi? Oh, haide mai! Capacul! Cum ai putut să uiți? Oh, ai dreptate! Mulțumesc, Sam! Gata! Această pungă e prea mare, să o micșorăm! Minunat!
Acum avem unde să păstrăm markerele noastre mici. Vine cel albastru. Și aici este cel verde. Avem setul complet. Ne descurcăm grozav, nu-i așa? Oh, văd ceva interesant. Situația o să devină lipicioasă cu această minibandă. Vai, funcționează? Stai să văd. O voi testa, iar tu poți să arăți cum se face. Ok, voi începe cu suportul ei. Acum trebuie să facem aceste piese mai colorate. Oh, această bandă e atât de lungă! Uite, nu se mai termină! Ai grijă acolo, Sammy! Nu intra în necazuri! Serios? E doar banda adezivă! Ce se poate întâmpla? Au! Ha? Ce se întâmplă acolo? Ajutor, ajutor! M-a prins, eu! E doar o bandă, nu? Sunt sigură că te descurci cu ea! Priviți! Adăugăm banda propriu-zisă în interior și gata! Așa! Mi se pare perfectă! Stai să văd! Siu? Siu, unde ești? Oh, ce-i ăsta? Wow, arată grozav! Poate e o comoară nebănuită sau ceva de genul? Haide, Siu, deschid-o! Îmi pare rău, Sammy, dar cred că este doar un penar. Eh, oricum, e bun și un penar. Prieteni, știați că scobitorile astea vor deveni niște creioane perfecte? Priviți! Și acum să construim un penar pentru ele. Așa creioanele nu o să cadă și nici nu o să se piardă. Siu, căutăm dulciuri în spatele canapelei și am găsit o harta comorii. Vei să o vezi? Sammy, nu trebuie să mănânci dulciuri înainte de cină. E irelevant. Cu acea comoară o să pot să cumpăr câte șosete mirositoare vreau. Oh, Sam. Oh, nu era nicio comoară. M-a dus la sertarul lui Roger cu șosete mirositoare. Oh, nu fi supărat, Sammy. Uite, micul nostru penar a ieșit perfect. Stai să securizez totul aici. Aha. Ei bine, am reușit. Acum, hai să facem altceva. Astea vor fi niște bilețele autocolante. Trebuie doar să adăugăm puțin lipici pe lateral. Așa. E mai distractiv decât orice vânătoare de comori. Hei, e a mea! Oh, te rog, Sammy, e bine să împarți. Și mărgelele astea sunt fix ce-mi trebuie. Acesta va fi un pic super cool. Voila! Când meșterești, lipiciul ar putea să fie cu adevărat util. Sau, în cazul nostru, mini-lipiciul. Vrei să mă ajuți? Am un rol de supervisor acum. Te descurci foarte bine pe cont propriu. Mersi pentru încurajare. Deci, avem nevoie de un pai și puțin ajutor de la un lipici de dimensiune normală. Ha, pare ușor! Oricine poate face asta! Ai dreptate, Sammy. Trebuie doar să ai grijă cu lucrurile mici. Ăsta merge aici, iar ăsta deasupra. Super! Ce rapid, Siu! Dă-mi-l acum! O să lipesc ceva minunat! Acum avem nevoie de o foarfecă. Vom lua din nou masca, adică o parte din ea. Voi tăia această bandă în două. Wow! Am venit la timp! Da, Sam! Am un truc pentru tine! Wow! Uimitor! Mă bucur că ești atât de ușor de impresionat! Ia uite! Foarfeca noastră are nevoie de cealaltă jumătate. Și uite, așa-i gata! Aș putea folosi și această bucată de plastic. Prieteni, încercați să ghiciți ce o să fie! Nu se poate! Exact asta aveam în minte și voi avea nevoie și de un creion! Deja mă ocup de el, Sammy! Hei, Siu, cum crezi că ar trebui să o port mai bine? Poate așa? Ia uite, e la modă! Sammy, arăți trăsnet! Exact ca acest creion! Oh, aproape uitasem de radieră! Va fi cu siguranță necesară! Hai să o punem într-un ambalaj de hârtie! Așa! Ușor și arată îngrijit! Și gata! Să verificăm totul încă o dată!
am creat multe obiecte astăzi. Haide să le punem aici acum. Nu, nu, Sammy, trebuie să mergi la școală, așa că o să ai nevoie de toate acele rechizite. Chiar trebuie? Ne vedem data viitoare. Abonați-vă și dați-ne un like, prieteni. Pa, pa, dragilor. Oh, nu pot să cred că e prima mea zi de școală și ăsta e rucsacul cu care mă prezint. Bip, bip, fă loc. Iu, atenție! Oh, nu! Uite ce i-am făcut genții tale! Îmi pare rău! E în regulă, era prietenului meu, Bestia. Încerca să poarte geanta mea și, ei bine, s-a întâmplat asta. Deci, ești nouă? Ei bine, asta e ziua ta norocoasă. Urcă! Dar cum rămâne cu ora? Ora poate aștepta. E o urgență în materie de modă. Sam, ce facem aici? Nu ar trebui să fii la școală? Chestia asta e mai importantă. Avem o prințesă de ajutat. De ce nu ai spus asta de la început? Dar te duci la școală imediat ce terminăm. Ar trebui să începem. Avem multe de făcut astăzi. Hai, muncește! E exact ca la școală. Știu că nu vorbești serios. Oricum, aici e mai distractiv. Cel puțin nu-ți dau teme pentru acasă. Teme! Asta mi-amintește ceva. Mă întorc imediat. Cineva a uitat de temă, nu-i așa? Ăsta va ține în siguranță rechizitele lui Bell. Mă întreb ceva ce Sam. Nu am nicio idee ce înseamnă toate astea. Teorema lui Pitagora? Ce? Pentru mine toate astea parcă sunt în greacă. Știi că tema era pentru ora de engleză, nu-i așa? Ce? O să pic? Nu renunța, Sammy. Eu cred în tine. Poți face orice dacă îți dorești cu adevărat. Ai dreptate. Siu, mă apuc de învățat acum. Așa mai merge. Foarte bine, Sammy. Nu, ăla e unicornul meu. Găsește-l pe-al tău. Cel puțin se simte bine. E atât de drăguț când doarme. Între timp să dăm acestui rucsac un pic de stil. Până la urmă e pentru regalitate. Sammy e atât de drăguț că mă ajută. Poate îl pot ajuta și eu. Așa mai merge. Trebuie să fie fabulos. Exact ca Bell. Știi, mi-ar plăcea foarte mult un rucsac ca ăsta. Ei bine, poate dacă ar fi mai mare. Asta-i tot. Sam va fi surprins. Tema mea! Wow! Oare am terminat-o în somn? Hei, Bell, pozează! E bine așa? Urăsc să mi se facă fotografii. Ai un talent natural. Acum trebuie doar să o imprim. Rucsacul tău ar trebui să fie personalizat. Astfel. E incredibil! Siu, privește! Oh, te-ai trezit! Cum a fost semnul de frumusețe? Te rog, Siu, sunt o frumusețe naturală și un geniu! Privește! Wow! E cu adevărat impresionant! Nici măcar nu știam că e posibil! Nu-i spune că am fost eu! Hai să-l încercăm, Bell! Cred că o să arate grozav pe tine! Hei, unde-i toată lumea? Oh, da, dragă! Minunat și fabulos! Dar avem nevoie și de mai multe accesorii! Exact ce-mi trecea și mie prin cap! Și tu, domnule, poți ajuta de data asta? Probabil Bell va avea nevoie de un penar, așa că asta-i vom dărui! Dar unde e fermoarul? Știu că e pe aici, pe undeva! Ce ai spus, Sam? Am spus! Foarte amuzant! Hai să facem penarul lui Bell și să continuăm cu tema sclipiciului! La asta mă gândeam și eu! Wow, arată uimitor! Sam, ce porți tu acolo? Nu știu ce se întâmplă, Siu, dar îmi place! Ce? De unde vine muzica asta? Bell, știi ce oră e? Haide să ne mișcăm! Presupun că voi termina singură penarul. Se distrează atât de bine. Prieteni? Alo? Nu vreți să vă uitați? Cea, cea, cea! Da! Bine! Bună treabă, Siu! Da! E perfect! Mulțumesc! Bell va avea nevoie de un caiet pentru temele sale, deci hai să-i facem unul! Nu are nicio hârtie înăuntru! Ai fost vreodată la școală? Nu-ți face griji! Am câteva foi chiar aici! Trebuie să le împăturim așa mai întâi. Nu mai zice nimic! Te poți baza pe mine! Mă bucur că ești aici pentru a ajuta. În sfârșit! Bine, sunt gata pentru restul foilor, Sam.
Sammy? Opa! Nu sunt sigur ce s-a întâmplat fiu, dar arată frumos! Chiar așa e! Poți să-i dai una și lui Belle? Sunt sigură că i-ar plăcea! Trebuie să ne asigurăm că notițele lui Belle sunt în siguranță! Nu vrem ca cineva să-i copieze munca! Ha? Nu e ceea ce pare! Serios! Sam, știi că e greșit să copiezi? Dar obții rezultate așa, Siu! De ce să lucrezi din greu când poți lucra inteligent? Mă voi preface că nu am auzit asta! Trebuie să adăugăm ultimele retușuri la caiet! Și iată! Dă-mi voie! Acest caiet e potrivit pentru o prințesă! Chiar este, Sammy? Foarte bine! Wow! Ăsta e perfect pentru temele mele, dar nu am cu ce să scriu! E în regulă, putem rezolva și asta! Hai să facem niște creioane pentru Belle, dar vor trebui să fie cu adevărat speciale! Am o idee grozavă pentru ele și sunt atât de ușor de făcut! Asta pare distractiv! Vreau să ajut! Nu se poate ca Belle să poată scrie cu asta încă! Mai bine îl fac foarte lipicios! Partea distractivă acum urmează... Lucrurile au scăpat de sub control, Siu! Wow! Ești bine? Ai nevoie de ajutor? Wow! Doar dă-mi un moment! Oh, nu! Asta îl va face să strălucească ca o stea! O să te descurci, Sam! Niciodată nu am fost mai bine, Siu! Doar lucrez aici! Ți-am făcut și un suport pentru creioane! Cred că o să-ți placă! Și astea sunt creionele tale! Acum poți să-ți faci toate temele! Voi scrie o poveste magică! Se numește Frumoasa și Slime-ul! Eu sunt frumoasa! Belle are multe rechizite, dar școala ar trebui să fie distractivă! Așadar, să-i facem o geantă de designer! O să o creez eu, Siu! Întotdeauna mi-am dorit să fac parte din casele de modă franceze! Dă-i drumul, Sam! Poate vei fi următorul mare designer! Abia aștept să văd ce vei crea! Așa-i va fi mai ușor lui Belle să-și ia toate lucrurile esențiale, precum produsele sale de machiaj. Nu, așa nu e de ajuns! Trebuie să fie perfectă! Nu fi prea dur cu tine însuți, sunt sigură că orice vei face va fi uimitor. Împinge și trage! Împinge și trage! Aș vrea să știu să cos! Sunt sigură că poți face asta? Asta ar putea fi cea mai mare creație a mea! Geanta este gata! Dar designul tău, Sammy? E drăguț, nu-i așa? Perfect pentru prințesa din curtea școlii! Wow! Nu am știut niciodată că ai atât de mult talent! Există ceva ce nu poți face? Nu am nicio superputere, dar lucrez la asta! Va trebui să-i dăm lui Belle niște tehnologie! Deci, haide să-i facem un nou telefon mobil! Ar trebui să facem și o husă! Eu îmi scap mereu telefonul și pe al lui Roger și pe al tău! E o idee bună! Nu poți fi prea precaut, nu-i așa? Și trebuie să aibă și o cameră. Belle va vrea să-și posteze viața de la școală pe rețelele de socializare. Uneori un slime are nevoie de o recompensă. Poți folosi asta? Arată grozav! Acum Belle poate suna acasă oricând. Pot împrumuta asta? Ups, mă bucur că am făcut husa. A fost destinul, Sam. De fapt, am o altă idee. Poftim, Belle! Wow! Pot să-l sun pe bestie! Îmi lipsește atât de mult! Mă bucur așa mult să te văd! Vreau să văd și eu! Înțeleg de ce te numesc bestie! Sammy, fii drăguț! Îmi pare rău, doar că nu am mai văzut niciodată o bestie înainte! Încântat de cunoștință, domnule! Trebuie să plec! E mai bine așa! Sam, poți să-i dai aceste căști lui Belle? Bup de bup! La 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 da! Ce-ai spus eu? Nu te aud! Nu contează, m-am descurcat. Cred că asta-i tot. Belle este pregătită pentru școală. Să cred tot ce au făcut Sam și Siu pentru mine! Mă simt atât de binevenită la noua mea școală! Belle! Aici! Salut, Sammy! Speram să dau peste tine! Zilele mele de împiedicat s-au terminat! Mi-am practicat abilitățile de skateboarding! Nu, adică voiam să spun mulțumesc! Am ceva pentru tine! Bestia tocmai l-a trimis! Wow, ce amabil! Mulțumesc!
Sul va adora! Hei, vrei să luăm prânzul? Mie îmi sună bine! Haide! Ne vedem data viitoare, prieteni! Pa! Deci, spui că ai încercat totul, dar nu ai putut să rezolvi singură problema aia? Păi, cred că e mai bine să mă consult cu colegul meu terapeut, domnișoară Susan! Bună, doctor Sam! Ce se petrece? Asta e un caz nou, colega! Agenta Baby recunoaște că a fost geloasă de prietenele ei, prințesa Jasmine și Elsa! Ambele au camere minunate pe care nu trebuie să le împartă cu nimeni! În timp ce agenta Baby locuiește cu surorile ei, iar ele nu vor să o lase să plece! Înțeleg! Ei bine, asta chiar nu e o situație simplă, dar știu o echipă uimitoare de profesioniști care îți pot crea o cameră drăguță și îți pot face chiar și o mică transformare! Vorbești despre noi doi, nu-i așa? Desigur! Acum hai să mergem la masa de lucru! Să începem! Bună tuturor! Priviți ce avem aici! Un pachet din seria LOL Surprise Hair Goals? Cool! Nu știam că facem unboxing azi! Nu facem, Semi! Asta e doar una dintre capsulele noastre vechi! Și dacă voi, prieteni, vă amintiți, aici sub capac este un recipient pentru fixativ! Iubim păpușile LOL! Și e chiar grozav că vin în pachetele astea uimitoare care sunt și un fel de set de joacă! Oh, da! Acum să ne dea un like oricine are cel puțin o păpușă LOL! În regulă, Sylvie, să începem! Eu iau un ciocan, iar tu primești un burghiu! Liniștește-te! Nu o să construim efectiv! Pentru început vreau să mă ajut să aleg tapetul! Trebuie să spun că această culoare nu mai e la modă! Ok, cum ți se pare? Asta e o nuanță mai aprinsă! Nu, rozul e prea simplu pentru camera asta, știi? Și o să facă pe agenta Baby să arate palidă! Ok, știi ceva? Acum vreau să aud sugestiile tale! Cu mare plăcere! Se întâmplă să am totul aici! Wow, Semi, ai gusturi extraordinare! Vai, vreau să am tapetul ăsta în dormitorul meu! Doar să ne spui, Suzy, iar eu și Roger o să-ți refacem dormitorul imediat! Nu vrei să ne concentrăm pe proiectul nostru acum? Prieteni, trebuie să aveți mare grijă aici și să nu vă grăbiți, pentru ca să nu existe cute pe pereții noștri frumoși. Și desigur, e foarte important să folosim măsurătorile corecte. Proiectul trebuie să arate mereu îngrijit. Dacă aveți probleme cu tăiatul și lipitul, nu uitați rugăciunea adult să vă ajute! În regulă! În continuare vom avea nevoie de hârtie gumată, o oglindă mică, niște mărgele... Merg să aduc eu totul! Suzy, ești sigură că nu vrei să te ajut? Ok, la această etapă hârtia gumată cu sclipici poate să fie foarte de folos. Acum bucata asta mică merge aici și astfel am obținut un rap. Hei, Suzy, nu am găsit o oglindă mică! Stickerul ăsta e bun? Cred că avem nevoie de ceva mai tare. Nu îți face griji, îl rog pe Roger să mă ajute să o ajustez. Între timp, uite o masă de toaletă drăguță. Acum peretele ăsta pare cam gol, nu-i așa? Ar trebui să mai facem câteva rafturi? Rafturile sunt prea plictisitoare, Suzy. Wow, priviți aici, prieteni! Semi-oglinda asta e uimitoare! Deși i-am putea adăuga puțină strălucire. Deci, Semi, dacă nu rafturi, atunci ce crezi că ar trebui să facem? O chiuvetă! Ce? Crede-mă, știu că e bine să ai o chiuvetă la îndemână când te machiezi sau îți faci părul. Bine, și din ce sugerezi să o facem? Din asta! E unul dintre ambalajele rămase de la setul de joacă LOL Surprise! Și-mi spui mereu să arunc lucrurile de genul ăsta! Ce mai idee! Prieteni, să-l susțineți cu un like pe slime-ul nostru econom! Uite așa! Apăsăm cu grijă puțin! Grozav! Suzy, putem face un robinet dintr-o sârmă! Și-am găsit bucata perfectă, dar... acum nu știu unde e... ciudat! Știu! Unde? Chiar în spatele tău! Mereu mi se întâmplă asta! Apropo, chiar îmi place ideea ta! Hai să îndoim sârma astfel pentru a-i da o formă potrivită! Iar acum vom adăuga această mărgea drăguță pentru a face ca totul să pară mai real! Așa e, Susan! E exact ce aveam în minte! Acum, prieteni, o să vă arăt ceva foarte strălucitor! Wow! Ce interesant! Ce mulți clipici! Și ce faci cu el, Sue? Interesant! Ești pe cale să afli! Să scoatem ăsta... Și
Și iată, un taburet frumos e gata! E unic! Iar asta o să-l facă să se potrivească cu tot interiorul camerei. Wow! Sunteți impresionați, prieteni! Eu nu știu că sunt! Nu plecați nicăieri și veți vedea mai multe! Prieteni, acum vom face câteva accesorii pentru mine! Sunt așa entuziasmată! Și vom folosi o recuzită destul de neobișnuită de data asta! Așa e! Prieteni, acestea sunt părțile din cauciuc ale unor pixuri obișnuite. Acum vom tăia cu grijă una astfel. Și o vom înfășura în jurul unei alte bucăți de cauciuc de la un pix. Așa! Și așa se fac bigudiurile! Acum luăm o altă bucată a unui pix și o tăiem pe jumătate. Hop! Grozav! Apoi vom lua o bucată dintr-un baton de lipici și le punem împreună. Astfel obținem un mic deodorant stick. Wow, prieten, nu-i așa că e cool? Termină, Suzy, mă plicil! Bine, hai să mai folosim o bucată de cauciuc și o bucată dintr-un baton de lipici pentru a face o mini-versiune a unui fixativ. Markerul negru ne va ajuta să-l facem să pară real. Poate vreți să vă și decorați fixativul? Orice stras o să fie util! Apropo de strasuri! Suzy, uite ce sticlă cool de parfum am făcut! Priviți aici, prieteni! Pun pariu că înăuntru este un parfum care poartă semnătura șmecherului slime! Să o punem aici! Iar aceasta este o aromă personalizată făcută de Sue! Ce zici de ceva strălucitor? E o idee grozavă! Prieteni, astfel puteți face cam tot ce vă doriți! Înainte să folosiți pixul pentru proiectul nostru, asigurați-vă că nimeni nu are nevoie de ele pentru a scrie ceva! Sau puteți folosi niște pixuri vechi care nu mai sunt bune pentru scris. Astfel, proiectul vostru va fi într-un fel prietenos cu mediul. Sfântă mozzarella! Ce s-a întâmplat, Sammy? Oh, am vărsat lipici pe mine! Dar nu-ți face griji, știu, sunt bine! Văd asta! Și chiar mi-ai dat o idee! S-ar putea ca și păpușa noastră să aibă nevoie de prosoape din hârtie? Pentru mine asta e cea mai cool idee pentru o casă de păpuși! Sunteți de acord, prieteni? Atunci ar trebui să ne dați un like! Ei bine, totul pare să fie la locul lui! Să vedem ce părere are agenta Baby de toate astea! Nu uita, ne poți spune dacă e ceva ce nu-ți place la noua ta cameră! Bine? Hai să începem! Oh, interesant! Sammy, cred că e gata să ne spună! Bine! Spune că această cameră e exact ca în visele ei! Dar, Siu, vezi tu, nu e sigură că actuala ecoafiură îi permite să folosească toată această recuzită. Desigur, cum am putut uita? Uite ce am aici, păpușa noastră va fi mai frumoasă decât Rapunzel cu asta. Dar mai întâi, hai să-ți ajustăm puțin machiajul, drăguță. Marele maestru Samuel s-a întors. Ce pot să-ți dau? O pensulă pentru machiaj sau una pentru vopsea? De fapt, am deja tot ce-mi trebuie. Lac de unghi, Siu, serios? Și puțin sclipici! Uite ce frumoasă e culoarea asta! Îl vom pune pe ochii păpușii noastre și vor deveni strălucitori! Oh, cum de nu am ghicit? În regulă, maestre Samuel, vom lua asta... Am ajutat și eu! Astfel scăpăm de excesul de sclipici de pe fața ei! Oh, uite ce am făcut cu lucrurile ei! Wow! Și pantofii ăștia sunt cu sclipici? Îmi plac mult! Sunt sigur că o să fie superbă în rochia asta! Genial! Acum ne putem ocupa în sfârșit de părul ei! Să folosim niște magie! Iată! Oh, e așa frumoasă! Și îmi place mult că are părul așa lung și moale! Prieteni, noua noastră agentă Baby e gata să se uite la tot ce am făcut astăzi pentru ea! Acum să-i spunem super agenta Baby. Da, cred că e pregătită să-și înceapă noua viață.
Prieteni, dați-ne un like dacă v-a plăcut mica noastră transformare. Și dacă vreți mai multe clipuri ca acesta pe canalul nostru, atunci abonați-vă și apăsați clopoțelul. Pe curând! Pa, pa, prieteni! Regret, scumpă. Nu putem fi împreună. Ariel! Da, stai puțin. Ariel, nu mai aștepta un miracol. Prințesele moderne își facă un prinț și se retrag înapoi în ocean. Ce? Ha, ce sfat interesant. Yasmin, ar trebui să faci un TikTok despre cum să transformi un cerșetor în prinț în doar 2 zile. Cu siguranță aș asculta un astfel de sfat. Bel, tăcilarele sunt la mod acum. Bine, continuă! Deci, toate prințesele sunt ocupate acum? Au nevoie de ceva care să le crească popularitatea. Desigur, vom lansa produse de machiaj. De fapt, sună destul de plictisitor. Încă nu mi-ai văzut propunerea. Haide! Ok! Doamnelor, liniștiți-vă! Fiecare va primi propriile ei cosmetici, ok? Suzy, ajută-mă! E mai rău ca la o invazie zombie! Ești stresant! Prințesele sunt atât de imprevizibile, nu-i așa? Mai ales când e vorba de noi provocări, ar trebui să fie mereu pregătite. Tocmai de aceea vom face produse de înfrumusețare pentru orice ocazie. Pentru a face curte prinților sau pentru a lupta cu răufăcătorii. Prima piesă e pentru Ariel. Ea a fost cea mai blândă cu nervii mei astăzi. Semi deja și-a ales favoritele, prieteni. Dar vouă, care prințesă vă place mai mult? Totuși, nu vă gândiți prea mult. Priviți, facem o margine strălucitoare pentru piesa asta. O, da! Nu am menționat că o să fie o paletă de farduri. O vom face rezistentă la apă pentru prințesa noastră subacvatică. O, ce drăguț din partea ta, Suzy! Sunt așa impresionat! Acum dă-mi aia! Hop, hop, hop! Doar câteva mișcări și gata! Semi, oprește-te! Așa vei strica paleta! Prieteni, am făcut o bază cu secțiuni pentru fiecare nuanță de fard. Acum să unim cele 2 jumătăți! Woohoo! Și vom lipi marginea strălucitoare în jurul ei. O să arate grozav! Sfinte tipidaba, mă simt mult mai bine! Suzy, ce se petrece? Parcă ai fi strănutat cu pigmenți de farduri mai devreme! Încredere în mine, nu e chiar așa? Sunt curate! Glumeam! Prieteni, încercați să nu puneți astea pe lângă nasul vostru! Așa e, arată prea bine! Sunteți de acord, doamnelor? O, da! Nu o lăsați neterminată! Hai să decorăm paleta cu niște flori drăguțe! Am nimicuri, chiar am din belșug! Vrei strasuri? Am 20! Da, sunt importante! Mi se pare că are farmecul lui Ariel! Îți amintești că prințesa subacvatică iubește florile? Vibe-ul ei romantic înflorește acum! Siu, e totul gata? Da! Ariel, du-te și fă un reel pentru a-ți prezenta noua colecție de înfrumusețare! Nu-ți lăsa urmăritorii să aștepte prea mult? Haide, du-te, du-te! Nu putem să lăsăm nici celelalte prințese să se plictisească! Să continuăm! Urmează Belle! Vom face un șampon pentru părul ei superb! Vei pune lipici în șampon? Suzy, aici suntem împotriva ingredientelor sintetice! Nu e asta! Facem o bază pentru sticla de șampon de lipici! Upsi, greșeala mea! Atunci vom aștepta până se usucă și apoi vom continua! Uite, acum hai să tăiem toate marginile! Pe care să aleg? Aici are un zâmbet strălucitor, dar părul ei e superb în cea de-a doua! Cred că un păr perfect e mai bun pentru o reclamă la șampon! Prieteni, aștept like-urile voastre dacă sunteți de acord! Ok, am ales una! Nu mă certa după aia! Hai să o încercăm! Wow, popa funcționează foarte bine! Să testăm produsul pe părul lui Belle! Doar ea o să-l promoveze! Prieteni, vreți să vedeți cum arată părul după spălare? Rămâneți cu noi! Arăți excelent, domniță! Ai vrea să încerci un balsam leave-in de ultimă generație? Nu-i mai da târcoale lui Belle și acordă puțin atenție și acelor doamne superbe! Încercam să-ți măresc vânzările, draga mea! Nimic altceva! Poți să stai aici 1 minut, te rog? Susan, încă nu am făcut nimic pentru Yasmin!
Atunci, hai să începem! Prințesele nu au prea multă răbdare! Yasmin are un păr uimitor de bogat! Vom face un pieptene pentru rutina ei zilnică! Sper că tigrul ei, Raja, nu o să mă mănânce pentru că am întârziat! Uite așa! Pare destul de mulțumită! Poate maestatea sa ar vrea să încerce gratuit noi produse pentru păr! Pleacă! Yasmin va avea propria ei linie de produse! Măcar accept aceste perle de pe fundul mării în dar! Am o idee! Hai să facem produse pentru rutina de îngrijire a pielii prințeselor! Sfinte plăcinte! Atunci cu siguranță avem nevoie de mai multe perle! Și eu am mai multe! Prieteni, priviți! Avem o întreagă colecție aici! Susan, cod roșu! Yasmin a fost invitată la bal și are nevoie de o poșetă! Am înțeles! Dacă vrea o poșetă, o să-i fac una! O să fie foarte strălucitoare! Dragi urmăritori, vă rog să vă feriți ochii! Prieteni, nu ascultați! Urmăriți-ne în continuare! Devine și mai interesant! Poșeta asta strălucește din orice unghi. Folosim cea mai bună spumă strălucitoare pentru accesoriile regale. Fără blană de animale! Șmecherul Sam nu aprobă așa ceva. Un lanț auriu pentru curea se potrivește perfect. Tot ce trebuie să facem e să fixăm cureaua pe poșetă. Nu uitați de partea cealaltă, prieteni. Uite așa. Am vrut să fac o poșetă fără curea. Yasmin, stai puțin. Voi face o deschizătură în poșetă pentru a putea pune ceva în ea. Aveți grijă la mâini, prieteni! Cutterul este destul de ascuțit! Ok, e totul gata! Poate să pleci acum? Ok, prințesă! Acum ești gata de bal! Să vedem! Sfântă mozzarella și sfinte plăcinte! Ce? Am făcut din greșeală o gaură în poșetă? Nu e asta! E așa frumoasă! Ce păcat dacă o fură cineva! Ei bine, nu e mare lucru. Putem pune logo-ul nostru aici. Mult mai bine. Acum toți vor ști cine e proprietarul. Uhu, Yasmin, hai să facem niște poze pentru contul tău de Instagram. Gata, distracție plăcută. Îți țin pumnii. Prieteni, treaba noastră încă nu s-a terminat. Hai să mai meșterim niște farduri în câteva secunde. La 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 la. Simți, nu e momentul potrivit să ne relaxăm? În plus? Hei, Sammy, dă-mi-l înapoi, al meu! Haide, ai o groază de luciuri de buze! Prințeselor noastre le lipsesc pensulele de machiaj! Asta e răzbunarea mea! Oricum, ai dreptate! Întâi, hai să facem peria mai scurtă! Hei, ai grijă! Scuze, vom folosi hârtie holografică pentru a o face să pară îndrăzneață! E cool să fii îndrăzneț? Eu prefer chestiile slime-oase! Stai, Susan! Dacă mă întreb pe mine, aș zice că cele mai tari chestii apar din amestecuri ciudate! Bețișor igienic plus scobitoare egal un nou aplicator pentru fardul de pleoape! Iată! Grăbește-te, Siu! Vom fotografia rutina de machiaj a prințeselor! Ok, totul e pregătit! Sfântă mozzarella! Am uitat să facem o paletă de machiaj pentru Belle! Oh, nu, domnișoară! Nu o să leșine aici! Nu e mare lucru! Hai să facem chiar acum o paletă! Prieteni, ați vrea să cumpărați o astfel de colecție de machiaj? Fane lui Belle, dați-ne un like! Adaugă mai multe nestemate, Susie! Facem cosmetice de lux aici! O să fim așa bogați! Sammy, ai găsit un slogan deja? Wow, priviți aici! Ce zici de prinț sau bestie? Nu au nicio șansă! Dar cum rămâne cu frumusețea interioară și dragostea adevărată? Sunt ingrediente esențiale în toate produsele noastre! Sună grozav! Prieteni, susține mișcarea fericiți până la dânci bătrâneți! Nu uita să-ți pui o dorință, iar cel care ți-e sortit o să te găsească! Tu vrei să primești sărutul dragostei adevărate, Sammy? Lasă-mă să te ajut! Sărături? Iac! Scarbos! Scutește-mă, Susan! Ok, calmează-te! Privește ce paletă de farduri uimitoare am făcut! Da, nu sunt cosmetice reale! Dar au ceva ce le face irezistibile! Prieteni, priviți cine e aici! Nici măcar Ken nu a putut sta departe! Ce avem noi aici? Ce prințesă ai alege? Yasmin, Ariel? Sau, da-da, Belle?
Ah, rivalitatea lor nu e o glumă. Încep să fure lucruri una de la cealaltă. Fetelor, fetelor, ardețele voastre! Opriți nebunia asta! A fost o bătălie acerbă. Avem și victime. Sunt foarte dezamăgit. Nu ar trebui să vă luptați pentru băieți. Pe lângă asta, nu e nevoie să folosiți produse de înfrumusețare diferite. Le puteți împărți, amestecați-le și folosiți ce vă place. Cum am zis, cele mai bune lucruri apar din amestecuri ciudate. Hei, asta am zis eu! Mi-ai furat vorba! Nu chiar, am împărțit-o, ca niște buni prieteni. Ok, fără certuri, sunteți de acord? Sigur, absolut! Vreți să vedeți reclama noastră? Bun venit la vizionarea specială dedicată urmăritorilor noștri! Să fii managerul unei prințese Disney, așa extenuant! Vrei să renunți? Te pot înlocui eu! Nici gând! E locul de muncă mult visat! Yasmin, nu dormi! O să-ți strici machiajul! Ariel, unde-i pieptenele? Oh, înțeleg! Iată-l! Susan, ce faci acolo? Nimic! Vreau și eu produse noi de înfrumusețare! Hai să mergem! O să-ți cumpăr eu câteva! Prieteni, ne vedem curând! Haideți, Sue! Prieteni, visurile mele au devenit realitate! Vă doresc și vouă la fel! Pa! Sue, vii odată! Ura! Oh, bună, prieteni! Azi vom face un proiect de artizanat din carton. Stai! Nu facem rochii pentru Barbie? Oh, Sammy, am mai discutat asta. Verifică programul. Ups! Cred că l-am citit de jos în sus. Ei bine, ce proiect să alegem atunci? Da, e o alegere foarte grea. Oh, Sammy, e prea evident. Ce? Nu am făcut nimic. Pe bune! Ok, ai câștigat. Prieteni, o luăm de la capăt. Voi nu ați văzut nimic. Am eu grijă de asta. Prieteni, priviți acest material uimitor. Șeful casei noastre de modă o să fie foarte mulțumit. Magnific! Excelent! Cine a făcut aceste schițe uimitoare? Tu le-ai făcut, maestre? Cât pot proba noua mea rochie? Ai răbdare, domnișoară. Întâi îți vom lua măsurătorile. Sammy, ești sigur că avem nevoie de toate acele măsurători? Desigur! Uite, urmărește notițele mele și fă tipare pentru partea de sus a rochii. Da, șefule! Ok, prieteni, să vedem ce avem aici. Când tiparele de hârtie sunt gata, doar le decupăm. O să împrumut asta o secundă. Hei! Oh, prețiosul meu! Curând vei deveni o rochie frumoasă și îți vei îndeplini scopul. Hei, vorbești cu materialul? Da! Nu așa repede! Apoi vom pune un tipar terminat pe bucata de material. Le ținem lipite bine împreună. Apoi luăm foarfecele și decupăm conturul. Te descurci grozav! Ai grijă la cotitura aia! Cât timp tu m-ai săcăit, eu am și terminat! Cum arată? Nu e rău, Suzy, dar trebuie să le verific mai întâi pe modelul meu. Dă-mi-le! Știți ce aveți de făcut, prieteni? Repetăm aceiași pași pe alte tipare pe care le-am făcut. Cred că e timpul să o chemăm pe croitoreasa magică. Ha? Cine e? Ți-o arăt eu! Bam! Ea e croitoreasa magică! O cunoști destul de bine. Oh, da, ne cunoaștem bine. Croitoreasa, avem multă treabă de făcut. Ei bine, știi că am fondat această casă de modă de unul singur. Hei, nu am comandat material zburător! Ăsta e un semn că trebuie să te întorci să lucrezi la proiect, Sammy. Prieteni, acesta este sfârșitul primei etape. Rugați un adult să vă ajute cu mașina de cusut și veți obține o astfel de drăgălășenie. Susan, du o să probeze! Tocmai am prins-o când fura gustări din bucătărie. Bine, bine! Așa designer, așa model. Poftim! Nu înțeleg ce vrei să spui! Îi se potrivește perfect! Așa că putem pune ariciul pentru a o fixa. Trebuie să vă ajute adulții la această etapă. Acele sunt destul de înșelătoare. Până și prințesele au căzut în blestem. Așa că supervizarea este... Hei, frumoasă adormită! Ai pregătit materialele pentru mâneci? De ce? Am rugat zânele să fac asta?
Wow! Ce ne-am face noi fără acele creaturi magice? Facem mâneci mari și ondulate, așa că vom pune materialul sub un instrument de presare. Și vom face pliuri mici și îngrijite. Arată așa drăguț! Prieteni, priviți! O bucată e gata! Acum o punem în jurul mânecii și o coasem. Urcăm tot mai sus pe mânecă. Iar la final îți obține... Ei bine, atât nu e de ajuns. Siu, ia-o înapoi! O rochie cu doar o mânecă? Cui ar plăcea așa ceva? Hop! Acum ce zici? Clar ar trebui să verifici ultimele tendințe în modă, Sammy. Prieteni, moda lui Sammy este nemuritoare, așa că rămâneți cu noi pentru a afla toate tendințele. Prieteni, am făcut volane în plus pentru a decora și spatele și fața. Susan, știi ceva? Am rămas fără volane mari. Exact ceea ce ne trebuie pentru a face... pentru a face o fustă lungă magnifică. Să coasem un volan la bază și să adăugăm mai multe straturi pufoase. Deci, ești gata să-ți încerci noua ținută? O să fie gata în curând! Sam, cât timp tu ai vorbit, eu am făcut asta! Uite! Când fusta este gata, îi coasem marginile de partea de sus. Aici și aici! O să arate ca o trenă! Folosește paietele pentru a termina rochia! Woohoo! O să arate grozav! Iar Barbia noastră începe primul ei podium de modă! Noi poze pentru canalele mele de social media. Domnișoară, te rog, maestrul e foarte ocupat. Bine, bine, un nou client, ha? Bine, din fericire am ceva pentru tine. Poți să iei gratis, suntem generoși azi. Wow, ce ostentativ! Să vedem ce a creat designerul nostru de data asta. Uș, sfinte parmezani, o rățușcă drăguță. Eu, adună-te. Ok. Mie mi se pare destul de simplu. Ok, dar acum, ce zici? Spune că e bun. Susan, spune! Sigur că este. Hai să vedem ce putem face. Dacă le coasăm împreună, o să arate mult mai bine. Dar unde este partea din fața rochiei? Sfântă mozzarella, Suzy, cauți ceva? Da, e la tine, de fapt. Mersi! Croitoreasă magică, am nevoie de ajutorul tău. Oh, doarme așa drăguț, drăguț. Dar munca nu poate aștepta. Nu uitați că trebuie să facem cusături pe dos. E timpul pentru probă. Barbie numărul 2, e rândul tău. Ei bine, cum e? Dar, Marina, îți este bună? Sunt gata! Sfinte plăcinte, arăți uimitor! 70% de perfecțiune! Hă? Ce? Doar 70%? Ce nu e bine? Totul e bine, doar că rochia nu e gata încă. O vom face în culorile curcubeului. Prieteni, pregătiți-vă pentru o avalanșă de culori. Vom face volane noi în toate culorile. Acum hai să coasem totul! Puteți ruga un adult să vă ajute cu mașina de cusut sau puteți face toate cusăturile manual. După asta voi face rochia curcubeu să strălucească! Abia aștept! Paietele arată așa bine pe tine! Ar trebui să începi un nou trend printre slime-uri! Atunci o să păstrez câteva paiete pentru mine, pentru orice eventualitate! Șt, draga mea, zâna ta slime a venit să te salveze de acel slime răutăcios! Strălucitus avaricus! Banchetă magică toantă! Siu, se pare că trebuie să te descurci singură! Păi, bine! Mersi, Zena Slime! Stai să te salvezi și pe tine! Mersi, Susan! Aruncă chestia aia! Dar ar fi o risipă! Mai bine îl folosim pentru a face o trenă curcubeu! Câteva cusături magice plus o altă bucată de material strălucitor și trena e gata! Susie, nu mă pot decide ce curea se potrivește mai bine! Sunt așa diferite! Oh, tibidaba, mie mi se par similare! Dar parcă îmi place mai mult cea roșie! Ce părere aveți, prieteni? Siu, ai terminat acolo? Abia aștept să o văd! Așteaptă! Trebuie să facem o mică prezentare! Figurați pe scenă! Domnișoară, cum te simți? Celebritățile!
Auci! Sfântă mozzarella! Suzy, se pare că avem o candidată pentru cea de-a treia transformare! Prieteni, vreți să vedeți procesul? Atunci rămâneți cu noi! Se pare că o cenușăreasă modernă a venit să ceară ajutor. Am găsit pantofii de mărimea potrivită. Tot ce ne mai trebuie e rochia de seară. Asta e partea ușoară. Oricum, cu aceste tipare ne vom trimite prințesa la bal astăzi. Întâi vom decupa bucățile pentru partea de sus. Vom folosi diferite materiale pentru aceasta. O să arăți uimitor! Crede-mă, designurile slime-urilor sunt ireproșabile. Prima piesă e gata. Să le facem și pe celelalte în același fel. Tiulul creează un efect delicat. Așadar, să mai adăugăm un strat peste. Și apoi să coasem piesele împreună. E posibil să aveți nevoie de ajutor aici. Suzy, ar trebui să te ajut și eu, ha? Ei bine, dacă găsești un fermoar, ar fi grozav. Mersi, Semi. Prieteni, faceți aceiași pași cu celelalte bucăți ale părții de sus. Luați-vă după mine. Ei bine, deja am făcut o rochie cu fermoar. O să folosim arici de data asta. Ha, o decizie creativă. Îmi place. Vom pune ariciul chiar aici. Uite așa, nu e nimic complicat. Și-l fixăm cu câteva cusături, uite așa. Ce zici de o fustă, Semi? Am una! Wow, se pare că o să fie o fustă mare și umflată, ca pentru un bal adevărat. Tot ce trebuie să facem este să-i punem o betelie pentru a-i da formă. Mersi! Prieteni, puteți ruga un adult să vă ajute aici ca întotdeauna. Ei bine, e gata? Să vedem! Ups, am ascuns din greșeală modelul în spatele ei. Pentru că trebuie să o îndoi pe jumătate, Suzy. Greșeala mea! Ok, așa o să fie bine. Acum arată bine, ha? Să fixăm împreună fusta și partea de sus împreună cu o cusătură interioară. Unde e prințesa mea? Avem de mers la întâlnire. Wow, Semi, nu știam că ai sânge albastru. Sigur că am. Dar doar pentru seara asta, ceilalți prinți au dispărut dintr-o dată. Arată așa... ciudat. Adică rochia e grozavă, dar coafiura... Ups, nu am terminat aici. Suzy, trage de timp. Apoi mai putem adăuga un detaliu, prieteni. Mânecile. Uș! Încă una și iată rezultatul. Nu pot termina și balul e atât de curând. Poate ne ajută cineva cu magie? Ai dreptate! Zona slime va salva ziua! Focus, focus, abonați-vă! Hai să aruncăm o privire la toate cele trei rochii frumoase ale casei de modă slime-oase! Așa lungă! V-au plăcut rochiile, prieteni? Care a fost cea mai frumoasă? Cea cu volane roz? Cea curcubeu? Sau cenușăreasă modernă? Dați-ne un like! Unde s-a dus? Semi! Sfinte plăcinte, ai notat în vopsea? Semi, unde ai fost? Nu pot să fac un proiect așa cum trebuie fără tine. Cred că trebuie să plec acum, e o urgență. Iar următoarea rochie o să fie pentru mine. Pa, prieteni! Apăsați clopoțelul și clar ne vedem în clipul următor. Pa, pa! Bun, ia să vedem ce știri sunt. Pac! S-a născut mult așteptata moșteritoarea regelui și creisei zăpezii. Toată lumea e invitată la palat ca să-și cunoască noua prințesă. Sfinte parmesan! Trebuie să mă grăbesc! Da, trebuie să te pregătești serios pentru astfel de întâlnire. Acum arăt cum trebuie și ce să-i dăruiesc. Cercelul? Nu, nu! Hai să facem ceva incredibil din el. Tăiem cu grijă vârful ascuțit și lipim un căpăcel din silicon. Așa. Niciun cadou regal nu este complet fără pietre prețioase. Cu așa un lanț strălucitor, cadoul lui Sam va fi cu siguranță remarcabil și este o suzetă superbă, ideală pentru o prințesă. Wow, e elegantă! Dă-mi-o și eu! Scuze! Faceți loc! Toată lumea s-a adunat aici ca să-și întâmpine viitoarea regină. În sfârșit și slime-ul nostru roz a reușit să treacă prin mulțime. Alteță!
Dintr-un material care seamănă cu zăpada, vom face un top pentru micuța Elsa. Și un pic de tiul albastru este perfect pentru o fustă plisată drăguță. Îi vom împleti părul alb ca zăpada și vom decora elasticul. Fiecare prințesă ar trebui să aibă propriul tron. Îl vom decora în stilul Elsei. Hârtie gumată albastră cu elemente strălucitoare frumoase. Albastru mai deschis sau mai închis? De ce să alegem? Să le folosim pe ambele! Să punem perne moi și comode. Și să prindem câteva mărgele elegante în spate. Deci, alteță, ce părere ai? Toată lumea vrea măcar un pic de atenție din partea prințesei. Prea multă atenție pentru un copil atât de mic. Așa, da, toți, uși, plecați. Haideți, plecați acasă. Of, oamenii ăștia. Gata, gata, dragă prințesă. Știu ce o să te liniștească. Uite, asta e pentru tine din partea mea. Wow, bravo, Sam! Asta e pentru ingeniozitatea ta. Mersi, sunt flatat. Micuța prințesă ar trebui să se odihnească în timpul zilei. Decupați piesele pentru șezutul Saniei din carton gumat și lipiți spatele ușor înclinat. Dantela îi va da Saniei regale un aspect iernatic. E ca și cum Sania noastră ar fi fost sculptată dintr-o bucată de gheață. Hai să facem tălpile. Prețioasa mea! Hei, haide mai! Fix ce ne trebuia! Vom picta două acadele în culoarea Saniei și le vom lipi la locul lor. Minunat! A ieșit grozav! Fiu, uite-te la mânerele astea sofisticate pe care le-am făcut! Nu, o fac eu! Așa mă gândeam și eu! Uitați cum se făcea treaba asta! Simplu! Wow, ce frumusețe! Și strălucește puternic! Uimitor! Dădaca o va plimba pe prințesă puțin cu Sania ca să poată dormi mai bine. Sunt o dădacă onorabilă, decorată. Haide, ce rușine! Hei, așteaptă! Fiți pe fază, prieteni! Hei, așteaptă! Stai! Elsa, unde ești? Oh, dimineața mică, ești acolo? Oh, wow, ce repede ai crescut! Stai să te pieptăn! Așa da, deci e timpul pentru lecțiile regale. Dar titirezul ăsta mic cu greu poate fi așezat în bancă să învețe. Alteță, oprește-te! Sfântă mozzarella! Când o să se termine? Alteță, gata! Lor! Înțeleg că un singur ordin al dădacei nu este suficient pentru tine. Dădaca știe totul despre bunele maniere și regulile de conduită în regat. O adevărată prințesă nu trebuie să știe doar să-și poarte coroana. După teorie, au trecut la practică. E timpul să întâmpinăm oaspeții. O, prințesă, am venit de departe și vreau ca regatele noastre să fie prietene. O mică discuție e perfect alături de o cană de ceai gustos. O, mulțumesc! Nu ai nimic de mâncare, nu? Hai să facem o bucătărie în miniatură pentru mica noastră prințesă. 1, 2 și baza pentru zona de lucru este gata. Aragazul va fi aici. Minunat! Și o chiuvetă mică e perfectă lângă el. Ne trebuie un dulap pentru vase. Apropo, ușile acoperite de zăpadă sunt senzația sezonului. Să adăugăm câteva lucrușoare drăguțe, dar foarte utile. Și ultimul retuș, sau mai bine zis, ultima picătură de lipici cald. Minunat! Acum sunt țurțuri peste tot. Merită 100 de like-uri, nu? Dar nu poate să existe o bucătărie fără o masă și niște scaune. Să vedem ce e aici. E prea simplu pentru prințesa zăpezii. Ăsta chiar e un scaun complet diferit. Uitați și voi! Micuța Elsa își poate hrăni toate jucăriile. Stai aici, domnule rățușcă din pluș? Vrei ceva de băut? Să vedem! O tocană delicioasă făcută din bulgări de zăpadă proaspeți. Poftim! Bon apetit! Ce drăguț că Elsa se comportă ca o prințesă chiar și cu jucăriile ei. Acum e timpul să luăm o gură de aer proaspăt. Oh, ce zi minunată este astăzi! Elsa se plimba în parc visând cu ochii deschiși. Și deodată un vârtej de zăpadă i-a țâșnit din palmă. Prințesa nici nu și-a dat seama că și-a folosit puterile pentru prima dată! Am decupat două bucăți triunghiulare dintr-o hârtie gumată lucioasă. Hai să le facem mai rezistente lipindu-le pe un carton gumat. Puneți mai mult lipici și baza solidă pentru tobogan este gata! O să fie super alunecos! Adulții vă pot ajuta cu piesele pentru o scară solidă din lemn, dar puteți picta și decora singur treptele. Cu astfel de balustrade și garduri, toboganul este sigur! Iar acum este și mai frumos. Oh, trebuie să-l testez. Mă dau. A fost distractiv. Oh, se pare că e cineva în tufișuri. Bună, eu sunt Emily. Vrei să te joci cu mine? Normal, eu sunt Elsa. Hai să ne întrecem. Și acum tânăra prințesă și-a găsit cea mai bună prietenă. Minunat, nu-i așa?
Înlocuiți părul păpușii cu niște ațe albe ca zăpada și dați-i ținutei ei un aspect regal. Elsa a crescut și merge la școală acum. Of, am multe teme azi. Și cum o să car toate manualele și caietele? Cavalerul Sam este gata să salveze domnișoară în primejdie de orice bestie care spui. Pleacă! Du-te acasă! Acum! Tu sper că mă ajut să car toate astea? Ha! Floare la ureche! Sunt dispus să-ți împrumut rucsacul meu! Ah, ești un adevărat cavaler, dar rucsacul ăsta nu e chiar genul Elsei. Da! Mult mai bine! Dar, poftim! Elsa, cum ai făcut asta? Super simplu! Luați niște hârtie gumată albă. Decupați două bucăți identice în forma necesară. Lipiți-le cu o bandă de hârtie gumată lucioasă. Faceți o gaură mică. Așa puteți să băgați o mulțime de lucruri în rucsac. Adăugăm o curea și o închizătoare sigură în partea de sus. Și creăm o imagine drăguță pe partea din față. Să folosim o pensulă, câteva mici retușuri și rucsacul nostru seamănă și mai mult cu Olaf. Două bretele simple ne finisează creația. Manualele sunt în rucsac. Este timpul să mergem acasă. Hei, ce e pe panoul cu anunțuri? Concurs de canto? Grozav! Îmi doresc mult să particip! Wow! Uitați-vă la scena asta super elegantă! S-a întâmplat! Eu nu am mai rezistat! Adică voiam să spun, primiți-o pe noua noastră concurentă, Elsa! Hai să facem un stativ pentru microfon dintr-o bucată de pai. Dopul de plut a pierdut ceva și noi vom folosi bucata asta. O frigăruie din lemn o să fie și ea utilă. Hai să lipim totul. Vom modela microfonul din plastilină cu uscare la aer. Acum hai să-l colorăm puțin. Uitați cea mai frumoasă decorațiune în stilul regatului de gheață. Și microfonul este gata. Elsa urcă pe scenă extrem de determinată și începe să cânte. Sfinte plăcinte prințesă, publicul este entuziasmat. Wow, da! Ura! Bravo! Ține-o tot așa! E clar! Eu am obținut primul loc! Adică Elsa! Ce jenant! A fost extraordinar astăzi! Oh, mersi! Ești tare drăguț! Felicitări, Elsa! Bravo! Dar povestea nu se încheie aici! Ah, am găsit un manuscris vechi, dar are nevoie de o copertă adecvată. Lipiți ștrasuri strălucitoare pe o bucată de hârtie gumată. Creați un model iernatic de-a lungul conturului cu vopsea acrilică, apoi decorați cum vreți voi marginile copertei. Ce-ar fi să avem o carte fermecată cu un cristal magic în centru? Acum nu se va mai pierde nicio pagină! Super! Elsa a crescut acum și toate secretele din Arendelle îi vor fi dezvăluite. Puf! Haide, prințesă, te voi învăța cum să transform niște broccoli în înghețată. Wow! Elsa abia așteaptă să încerce. Care este prima vrajă? Abracadabra! Boom! Și un simplu scaun se transformă într-un tron regal încântător. Asamblarea bazei din carton gumat nu este atât de dificilă. Culoarea preferată a Elsei este albastrul. Gata! Tronul de gheață nu se arată bine. Nu arată bine fără niște țurțuri ieșiți în diferite direcții, chiar dacă sunt făcuți doar din hârtie gumată lucioasă. Un tron demn de o viitoare regină. Câteva fotografii pentru Academia Arendelle. Dar când Elsa a început să pozeze, mulți fulgi de zăpadă i-au țâșnit din greșeală din mâini. Oh, ajutați-mă, m-am blocat puțin aici. Ce se întâmplă? Nu văd nimic. Wow, vraja neplanificată a Elsei l-a transformat pe Olaf în fân frumos. Elsa e fericită. Dar ce urmează? O să apară o nouă poveste. Deci, v-a plăcut formatul acestui clip? Dați-ne un like și vom mai filma și altele. Pe curând!